Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou live, la o nouă seară de joacă. Ce mai faceți, prieteni? Salut! Exkid, Maria, Lin, Mihaela, Among Us, Drip, Alex cu A, Cassandra, Karina, Alex Gaming, Diana, Bianca, Lin, nu am net, spune Cristina. Salut XA, bine ai venit pe live. Salut Alex Game, salut Angel, salut Sorin, Mara. Salut David, ce mai faceți, prieteni? Bine v-am găsit. Ia uite cine v-a așteptat pe voi aici. Sunteți bucuroși să o vedeți? Salut Liviu, mă mai știi? Da, Angelo, Matei, te mai știu. Salut Denis, ce faci, Liviu? Păi ce să fac, am avut o zi vai de capul meu. M-am trezit... Când m-am trezit? M-am trezit acum o oră. Bă, dar pe căldura asta nu sunt stare să fac nimic, mă, frate. Deci n-am chef de nimic pe căldura asta. Salut Liviu Mania, bine ai venit pe live. Rău facem, de ce faci rău, Karina? Salut, Denis Leș, bine ai venit pe live. Liviu, celălalt live, m-ai ignorat tot live-ul? Băi, eu n-am ignorat pe nimeni, dar dacă nu văd vreun comentariu, n-am ce să fac. Caracatiță happy? Da, e caracatița happy ca astăzi. Mamă, deci nici nu vine să cred că ne băgăm pe... Bianca! Bianca în super chat cu 2.99, mersi frumos, Bianca, mersi frumos, Bianca. Salutare, mă mai știi? Salut Nicolae Tudor, da, te mai știu, bine ai venit pe live. Story time? Story time, zice Alex. Bă, Alex, dar nu știu ce story time să zic acum, că n-am idei. Salut, mă mai știi? Salut, Alex, da, te mai știu. Alex, mă, să 400, Bianca, mulțumesc frumos, Bianca, mulțumesc frumos. Mamă, nici bine n-am început și Bianca intră așa. Băi, nu-mi vine să cred că o să ne jucăm astăzi de Dead of Night la modul extrem. Pentru că îmi aduc aminte cât de mult mă chinuiam să filmez ultimele episoade, gen care le-am postat pe canal în urmă cu vreo 4-5 luni din Dead of Night și le jucam pe modul normal. Știu că la ultimul episod, care era de vreo oră, m-am chinuit vreo 4 ore, pentru că muream în continuu. Deci acum la modul extrem cred că o să fie nasoluță treaba. Bună, Liviu, mă mai știi? Da, Games Wolf, te mai știu, bine ai venit pe live. Pe mine mă mai știi, Liviu? Da, Little Girl. Jocul meu preferat, spune Bianca, Among Us Drip, a petrecut 4,25 ore urmării în live-urile. Până la ce oră faci live? Nu știu, depinde de voi. Cât vreți voi să fac live, atâta fac astăzi. O să fie un live mai lung, cel mai probabil astăzi. Hai mai repede, că de-abia aștept. Salut, Red Light Gaming, bine ai venit pe live. Nu mai am răbdare. Pe toți ne mai știi. Acum numele care le-am mai văzut în chat, nu mi-aduc aminte de ele. Salut, Lover Girl, bine ai venit pe live. Live de 12 ore, nu? Întreabă Diana. Cum, mă, live de 12 ore? Nu, nu live de 12 ore. Până la ora 1? Nu știu până la cât, dar... o să fie un pic mai lung decât celelalte. Îți dau amendă pentru că nu ai dat like, spune Erica. Mara a petrecut 1,42 urmări în live-urile. Băi, salut, prieten vechi, spune G222 Luca. Salut, voi, Luca, bine ai venit pe live. Denis, 0,92 de ore. Da, Eddie Boss, te mai știu, bine ai venit pe live. Care e numele caracatiței? Nu știu, mă, care e numele caracatiței. Voi să-i puneți numele la caracatiță. O numim cum vreți voi pe caracatiță. Liviu, live de 11 ore? Nu, nu live de 11 ore. Live de 10 ore și 50 de minute. Eu sunt pusă la somn la 10:30, maxim 10:40. Mamă, eu aș vrea să adorm și eu la orele astea, dar nu sunt stare. Toată noaptea, de fapt nu, ieri nu m-am jucat chiar toată noaptea, dar m-am jucat ieri DBD. Băi, chiar a început să-mi placă iară Dead by Daylight-ul. Cred că o să încep să fac și live-uri pe canal. Știu că nu făcusem live-uri cu Dead by Daylight pentru că dura foarte mult să-ți găsească meci. Dar acum văd că o rezolva problema și găsește meci instant. Deci o să fie ok. Ce moderator m-a blocat, întreabă Amalia? Nu știu, Amalia. Cine mai știe live-ul de 12 ore e legendă? Eu, spune Angel. Salut, mă mai știi? Da, Elena Pup, te mai știu. Duminică ce postezi? Păi duminică fac live, dar nu știu cu ce fac live, voi să-mi spuneți cu ce fac live. Mă, Liviu, nu prea ai activitate? Abia am început să fac live-uri din nou, e al treilea live de când m-am reapucat. Și am spus că nu o să fac live-uri chiar atât de des, deci, na, opa, cineva s-a supărat, cineva s-a supărat. Bun, eu am stat de la început la final pe ăla de 12 ore, zice Cristina. Să-l cheme Guță Manele pe caracatiță, mă, să-l cheme Guță Manele, zice Among Us Dream. Nu, bă, Guță Manele. Nu cred că-i punem Guță Manele. Ai întârziat 30 de minute? N-am întârziat 30 de minute, că sunt live de 10 minute și 7 jumate. Deci am întârziat 20 de minute. Întârziasem pentru că m-am și trezit târziu și am uitat să fac thumbnail. Și am făcut rapid thumbnail-ul și după aia am zis că, na. Hai, bă, mai joci sau ce scheme faci aici?
Bun. Hai să ne băgăm la... Unde-s dragonii? La zbor acum dragonii. Pune-i numele Pablo. Când postez episoade, aștept de Escapist. Nu știu când... Am zis că de săptămâna viitoare poate o să încep să pun și episoade, dar de săptămâna viitoare sau după săptămâna următoare, că nu știu. Nu am chef chiar atât de mult să o la calculator în ultima vreme. Câte like-uri vrei să strângi pe live-ul ăsta, Liviu? Un like vreau. Vreau să strâng măcar un like pe live-ul ăsta, ok? Ok, hai mă să vedem. Care era treaba cu jocul ăla? Oh, nu sunt pregătit, nu sunt pregătit. Voi sunteți pregătiți, v-ați luat mâncarea, alea, alea, că o să fie, o să fie o seară. Asta o să fie o seară, ok? Și cred că o să cam fie o seară. Luați-vă dopuri de urechi că veți auzi rage. Rage, zice Amalia. Băi, Amalia, nu rage. Noi nu dăm rage aici. Nu, nu ne este teamă de Jimmy. Ok, o să opresc muzicuța. Muzicuță, oprește-te. O să vedeți și voi jocul. O, mamă, cred că l-a auzit super tare, așa-i? Încă nu vedeți nimic, știu. Dar cred că auziți jocul tare, să-mi spuneți. Wow! Wow! Nu știu cât de încet o să trebuiască să vă dau jocul. S-ar putea să-l auziți foarte, foarte tare. Jimmy nebunul, zicea Among Us Rift. Salut, Silvia, bine ai venit pe live. Sir Liviu, hai pe Brawl? Nu, mă joc Brawl acum. Liviu, am net prost? Îl joci cu volumul maxim, da? E? Sigur că mă joc cu volumul maxim. Salut, Alicia, bine ai venit pe live. Se aude ok? Mă, nu știu cât de ok o să se audă, că știu că jocul ăsta avea niște sunete super, super puternice. Aia să vă arăt eu vouă o chestie. Hai să vă arăt eu vouă o chestie, numai să mut puțin webcam-ul de aici. Opa, ce scrie acolo? Story 100% complete. Mamă, ce ne-am jucat noi acolo pe episoade, pe premiere, de a termina story-ul 100%. Acum, noi l-am terminat pe modul normal. E, acum începe șmecheria pe modul extrem, ok? Start new game. The story of Jimmy Hall. Ia uite ce scrie aici. Begin extreme game. Va fi rage? Nu va fi rage. Liviu dă alt F4 și termin direct jocul pe extreme. Ok. Liviu, hai să zic o glumă. Cum se numește un unicorn gras? Rinocer. Ia vezi ce schemă. Salut, Marius, bine ai venit pe live. Ok. Hai să văd, nu ne scrie care e diferența. Deși că atunci când jucăm pe extreme, atunci când o să ne atace Jimmy, o să pierdem aproape de fiecare dată totul, toate itemele. Deci o să trebuiască să căutăm iar iteme de fiecare dată și chestii. Ok, begin. Dar de ce mă bag aici? Stai un pic. Ah, fii atent. Da, am uitat. Vreți să facem... Acum practic vrea să mă învețe cum să joc. Vreți să facem... cum îi zice? Vreți să vă arăt introducerea jocului din nou? Gen introducerea chiar de la începutul jocului sau ne băgăm direct în hotel? Gen, vreți să o vedeți pe tipa aia cum intră în hotel și alea? Asta e că nu știu dacă pot să arăt chestiile alea. Uite, ne putem uita la intro dacă vreți să ne uităm la intro? Sau nu vreți intro? Să vedem cum ajunge caracterul nostru în... Hai că ne uităm. Prolog. Ok, vreau să vă prologul. Wow. Să-mi spuneți dacă vreți mai încet. Să-mi spuneți dacă vreți volumul mai încet, că nu știu cât de tare auziți voi. Deci ăsta e intro-ul. E perfect? E ok? Bun, mersi, mersi. Uită-te. Hai că ne uităm. Că e scurt. Ia uite-l pe Jimmy cum plânge acolo. Ok, hai că vi l-am dat un pic mai încet. Lasă sonorul ca în sala de cinema. Mai încet că am rămas fără urechi. Unde ești? Unde ești acum? Salut, Mariana, bine ai venit pe live. Asta e gagica lui Jimmy? Nu, ăsta e caracterul nostru. Cu caracterul ăsta o să jucăm noi. Am surzit?
A jucat Bendy pe live-ul de 12 ore, da, am jucat Bendy. Aproape l-am terminat, dar m-am dat bătut la Bendy că m-am enervat. Ia uite mă, ci că e proprietatea lui Jimmy Hall, hotelul ăsta. Scria acolo pe pancarda aia. Mi-au lipsit live-urile. Ok. Deci auzi jocul, ok, nu vreți mai tare, nu vreți mai încet? I presume. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Când am văzut titlul, am intrat imediat, zice Mariana. Room 101. It's camera 101. You don't have to worry about anything. You have very nice friends. Am 1%. Arată Caracatița. Quite a few of you I see as well. Caracatița. Nice to see so many fresh. Îmi pare bine să văd atât de mulți oameni noi aici. E super ok. Bun, mersi frumos, să mă De ce n-ai mai făcut live? Am povestit acum pe live-ul de luni. Am povestit de ce n-am mai făcut live. Ok. Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just O să stai la micul dejun? Nu cred, probabil o să plecăm de dimineață. E fericită, da. The entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do. Ne invită la show-ul lui din seara asta. Hugo Hunt. Salut, Matias, bine ai venit pe live. Comedian Liviu, vineri joci Welcome to the Game 2? Nu știu, vedem. Things that you're not supposed to say and that sort of thing. It's quite popular with students. Ia uite, o să vedeți Caracatița mereu, o să o vedeți aici în spate. O să o las acolo, o să o vedeți mereu pe Caracatița. Ia, așa. Stă bine, stă bine. E ok, prefer să mă duc la culcare. Îmi pare rău. Încotro sunt camerele? Primul etaj. Luni de BD, please. Ok. Acum cred că o să vedem partea în care nebunește ăsta. Și după aia ne bagă la joacă. El e supărat că nu vrea să-i vadă nimeni show-ul, măi, săracul de el. Acum vorbește vocea din capul lui. Aolo, deja mă sperii, zice Amalia. E joc sau e film? E joc... Hai mă, serios, nu știi care e faza cu Dead of Night? E joc? Numai că asta e introducerea. E super șmecher. Copiii răi sunt... ouă stricate sau ce vorbea aia acolo? Copiii răi sunt ouă stricate. Trebuie să învățăm o lecție. Ok. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Doar lasă-i în pace. Bad eggs need cracking. Whack 'em hard and crack the shell. Kick 'em down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Okay. Show them who's boss. Mă sperie ăsta? That's the way to do it. Ia uite-l. Bun. Mamă, ce frumos arată, voi vă dați seama, hotelul chiar așa lângă vezi priveliștea aia. Mamă, cât de mișto arată hotelul ăla. Salut, Andrei, Culea, Marian, bine ai venit pe live. Liviu, o să termin Slime Ranger? Nu știu, oricum, noi am ajuns aproape la final. Camera 101, am auzit noi ceva pe hol, ieșim, op. Ce se aude acolo? Ce se aude acolo? Opa! Opa! Ok. Ce ne simțit e? De la maxim să-mi spargi timpanele, haide de la maxim. Mă, deci e ok volumul? Vreți să las așa sau vreți mai tare sau mai încet? E să-mi spuneți dacă nu e ok, că eu nu pot să-mi dau seama ce auziți voi. Fuck pe mine, spune Kevin. Bun. Am coborât jos, vreau să sun rapid, n-avem semnal. Oh-oh. Ce facem acum dacă n-avem semnal? O încurcăm? Ce să facem? Ok, Master Key 2. Deci am luat cheia universală. Una o are Jimmy, una o am eu. Lasă-l așa, e ok, e ok. Bun, mersi, mersi. Mi-a bubuit WC-ul, spune Alex. Pentru mine e ok, bun, mersi.
Ok, deci practic acum fantoma asta, nu mai știu cum o chema, dar ne zice să, să aflăm secretele lui Jimmy, să spunem tuturor. Îl facem să realizeze ce-a făcut. Hotelul are un trecut, un trecut negru. Au tăiat țiganii curentul? Bun. Fantomele au o poveste de spus. Folosește Ghost in Spirit Receiver-ul să vorbim cu ele, bun. Hai că noi știm cum funcționează, că am terminat jocul pe modul normal. Vei juca Free Fire? Nu știu, nu cred. Bun. Jimmy trebuie să ascundă adevărul. Îs curios cât de greu o să fie pe modul extrem. Cu toate costurile. Salut, Sir Liviu, ce-am pierdut? Salut, Daniel. Ai pierdut doar introducerea jocului și acum ne băgăm la... Vreau să-i dau Star New Game, vreau să-i dau așa story și ne băgăm pe Xtrem. Bun, aia a fost introducerea și acum ne băgăm la joacă. Ar trebui să vă las webcam-ul, cred că mai jos, sau nici nu știu unde să-l pun. Cred că o să-l pun în partea de... stai să găsesc o poziție ca să vedeți și voi ce îmi scrie mie acolo sus în stânga. Deci, webcam-ule ar trebui să cobori... Și o să-l las aici deocamdată? Îl fac mai mic oare? Hai să-l fac un pic mai mic. Ok, și cred că o să-l las acolo deocamdată să vedem cum e, dacă nu o să schimb poziția iară. Deci ăla e device-ul cu care vorbim cu fantomele. Ok, știu cum funcționează. Bun, hai că știu eu să fac astea. Ce trebuia să fac eu acum? Știu că este o mică schemă de care ar trebui să profit când mă joc pe modul extrem. Ca să încep povestea, în mod normal, ar trebui să mă duc jos, în basement, să mă întâlnesc cu Amy, da? Amy o chema. O să mai facem un gas? Nu știu. Dar știu că pot să mă duc la etajul 1 să găsesc niște iteme înainte. Că gen, după ce încep povestea cu Amy, automat o să se spawneze Jimmy. Și eu pot să fac rost de câteva iteme înainte, deci ar fi bine. Deci hai să căutăm puțin. Este live, nu premieră? Exact. Bun, hai să vedem ce este aici. Ăsta e etajul 1. Ia. Mamă, de cât timp n-am mai fost pe aici. Dar sincer să fiu, nu știu dacă pe modul extrem oare îi Jimmy deja pe holuri sau... Ia, pot să intru înăuntru? Dar nu vreau să mă uit acolo. Dar cum intram în cameră? Ah. Ok, mi-a zis acolo că am nevoie de oglinda aia și de compas. Asta încerc să caut acum. Ia, deja am găsit o sabie ornamentală, bun. Asta e Fortnite? Doar că e noul update, zice Alex. Mamă, bă, Alex, ai dreptate, mă. E Fortnite doar că e noul update. Jimmy, hai, tată, hai, ieși afară. Hai să-mi dau jocul un pic mai tare. Așa. Oare să-l dau și vouă un pic mai tare? Și ce să fac. Faza e că nu mai știu holurile astea deloc. Nu mai știu ce și cum. Nu mai știu pe unde să o iau. Și știu că mi-a luat o grămadă să le învăț. Foarte întortocheată hotelul ăsta. Oh, nu vreau aici, a? Nu vreau aici în camera asta întunecată. Ești afară. Am revenit? Bine ai revenit, Lin. Ăsta e... Nu știu ce ai vrut să zici acolo. Ok. Hai să o luăm pe aici. Bă, tare mi-e frică să nu-mi sară Jimmy în față. Dar nu cred că are cum până nu mă întâlnesc cu Amy. Deci acum ar fi momentul să găsesc niște iteme înainte să se spawneze Jimmy. Ia. Nimic. Nimic. O, închide. Și pe partea aia pot verifica? Da. Am găsit o cheie, ok. De la camera 121. Deadlock key. Acum am învățat cum să folosesc inventarul. Știu cum să folosesc inventarul. Ok. Hai să plecăm de aici. Asta e PUBG, dar real. Liviu, te rog, poți să joci Subnautica, te rog? Da, chiar e mișto Subnautica și 100% o să mă joc la un moment dat. Mamă, ce m-am speriat de manechinul ăsta! O să mă joc la un moment dat Subnautica. Mamă, ce m-am speriat de manechinul ăla, mi-a sărit în ochi. Ok, am găsit oglinda, perfect. Nice. Bine că am găsit-o. Închide mesajul. Bun, știu cum funcționează. Deschide ăsta în coche. Și mai trebuia să găsesc ceva. Deci am dispozitivul de vorbit cu fantome. Am oglinda. Mai era un compas sau ceva? Nu mi-aduc aminte. Era ceva. Da, uite, trebuie să găsești un compas. Ok. Mai găsim compasul și mergem să vorbim cu Amy după aia.
prima fantomă din joc. Salut Nicolae Liviu, bine ai venit pe live, salut Dănuț YouTube, bine ai venit pe live. Ok, să... Bă, nu te uita mă pe gaură, intră înăuntru. Da, 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 era un compas. Sau Subnautica Below Zero. Subnautica e mai mișto un pic deocamdată, la Subnautica Below Zero încă se mai lucrează. Uite compasul. Nice. Deci, a, da, cu compasul mergem, ne ghidează spre spiritele din apropiere. Am găsit niște trofee acolo. Ia să vedem aici. Încă o cheie de la 122. Am găsit o bâtă de asta, nu știu cum se numește. Nu e așa greu momentan? Păi încă nu e greu, că încă nu-i spawnat Jimmy și avem un minut de când am început, dar... Stai un pic să vezi. Stai un pic să vezi ce ne așteaptă. Bun, deci avem compasul acolo jos. Acum, hai să mergem jos să ne întâlnim cu prima fantomă. Unde era ieșirea? Gen, unde era liftul? Pe aici? Ok, pe aici. Ha, pregătiți-vă! Salut, Nicol, bine ai venit pe live! Pregătiți-vă, prietenii mei de pe YouTube. Ok, hai să luăm liftul. Mergem la prima fantomă in basement. Joc jocul full pe live-ul ăsta? Nu, nu pot să-l joc jocul full, că ar dura vreo 15 ore, cred că nu știu cât o să dureze. Stai, ăsta e parterul, ăsta e basementul lower ground. Pe extreme, dacă îți dă o bâtă, o să pierzi busola, spirit box-ul și oglinda, da. Deci dacă îmi dă o bâtă, pe modul extreme pe care suntem acum, pierd toate itemele. Ceea că e o șansă foarte mare să pierd tot. O auzim pe Amy. Unde te plângi, fată? Auziți și voi cum plânge pe fundal? Sau numai eu aud? Dacă n-auziți, trebuie să vă dau jocul mai tare, să-mi spuneți. Dacă acum nu mai aud. Amy! Ce te zmiorcă-i? Asta nu puteam să o deschid așa, ai, nu? Sunteți pregătiți, da? Hai că vă fac o schemă. Hai să vă fac o schemă. Ok. 3, 2, 1, Kevin, știam. Bun, acum am impresia că trebuie să cobor iară jos. Deci după ce am văzut-o prima dată, cred că trebuie să cobor iară jos. Ok, ai văzut o fetiță în basement, mi-a scris acolo. N-am murit încă. Ok, mergem jos atunci din nou. Ok. Acum cred că trebuie să vorbesc cu ea. Folosim spirit box-ul, hai să vedem. Potoare? Dar nu mai știu cum... Close message. Ok. Cred că trebuia să se audă volumul ăla mai tare ca să fie cineva aici. E cineva acolo? Da. Hello, ok. Deci, Amy, trebuie să o întrebăm cum o cheamă. Cum te cheamă? Nu aud, lol. Sunt Amy Bell, am 10 ani. Mă, nu auziți? Vreți să vă dau jocul mai tare? Te plimbi cu liftul? Nu aud, lol. Baliviu se aude? Păi cineva a zis nu aud, lol. Se aude? Se aude. Aud, ok. Ok. Deci aici le putem întreba pe spirite despre chestiile pe care le-am văzut. Am văzut o fetiță în basement plângând. Cine era ea? Eu. Ok, eram eu, Jimmy m-a închis în basement și a început să fure chestii de la mine. Ce pot să mai întreb? O întreb despre paleta asta de lemn sau ce-o fi? Nu știe. O întreb despre trofee. Cine le-a câștigat? Oh, nu, 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 e pe cale să plece. E pe cale să plece. O întreb și despre... asta mă, cum îi zice. Sabie.
Ok, deci e sabia lui Jimmy, ne spune Amy. Și ce trebuia eu să fac mai departe? Deci am întrebat-o despre toate itemele. Nu mai știu ce trebuia să fac acum. Presupun că am terminat aici, dacă nu mai am iteme și trebuie să mai găsesc iteme care au legătură cu povestea ei. Așa-i? Ok. Lasă-mă în pace, Amy. Ok, am impresia că din momentul ăsta ai și Jimmy spawnat. Liviu, trăiești în vasul lui? Nope, nu trăiesc în vasul lui. Ai fost speedrun la joc? Ok, deci atunci mergem. Hai să mergem la parter prima dată. Prima dată mă duc la parter. Am impresia că e ceva acolo. Nova a petrecut 0,25 de ore urmărind live-urile. Trebuie să te arunci pe geam. Bă, nu cred că trebuie să mă arunc pe geam. Dacă nu mă înșel, cred că trebuie să mă duc aici în sala asta de jocuri. Dar nu sigur. Sau nu? Ok, sau nu? Ok, nu asta trebuia să fac. Stai, compasul nu mi-arată nimic. Eu dacă compasul nu mi-arată nimic, mă duc la etajul 1 și mă pun să caut iteme. Cred că asta ar trebui să fac din momentul ăsta. Rafa a petrecut 0,5 ore urmărind live-urile. Dă-i alt F4 și termin jocul. Aia e calea fricoșilor de a termina jocul alt F4. Trebuie să combin. Deocamdată n-am ce combina, asta e faza. Trebuie să găsesc iteme, că abia am început. Ok. Mă, așa e că din momentul ăsta Jimmy pe holuri. Că la modul extrem nu te avertizează când a început Jimmy să fie prezent. Și cred că îi. Mamă, ce m-am speriat. Erica a donat un euro. Mersi frumos, Erica. Băi, ce... Mă, deci... Chiar în momentul în care am dat colțul, s-a auzit sunetul ăla de la donație și am crezut că îmi sare Jimmy în față. Nu știam ce, ce a început să urle acolo. Ok. Hai să o luăm pe aici. Trebuie să fiu iar atent la colțuri, că Jimmy poate fi după orice colț din nou. Bun. Asta e camera mea 101. Da, mă, asta e camera mea, uite și ghiozdanul acolo. De aici am pornit eu, mă. Camera mea 101. Am găsit deadlock key de la 101. Ok. Ia. Yeah. Am găsit un desen. Ok, despre desenul ăsta cred că o să pot. Ia uite. Vă place? Așa desenați și voi? Cine desenează așa? Mamă, jumpscare? Cine desenează așa? Vă rog, băgați paranteze, ia vezi pe install roz. Wow, ce desen. Ok. Am găsit, uite mă, asta trebuia să găsesc. Sticla asta și bricheta. Pentru că asta are legătură cu Amy. Hai să ne uităm pe vizor. O fi Jimmy prezent, să-mi dau jocul un pic mai tare. Ia. N-au nimic pe hol. Presupun că ne ia mai ușor așa la început. Ia uite-l pe brother. N-am vrut să mă întorc. Vreau să iau pe aici. Ok, vreau să mă duc în 100. Mă, nu te uitam pe gaură, intră înăuntru. Salut, Breten, bine ai venit pe live. Ce m-am speriat? Ia uite-l, mă, acum. Acum îi Jimmy activ. Acum s-o spawna Jimmy. Jimmy este pe etajul ăsta și se uită după tine. Stai departe de el. Ok, deci acum s-o spawna Jimmy. Și la etajul ăsta, bun. Am găsit de la store room key. Am găsit o de asta, cum se numește, mă, un portofel de ăsta de copil sau ce o fi. Bun, și despre chestia asta o putem întreba pe Amy. Problema e că e Jimmy aici. Salut, Alex, bine ai venit pe live. Jimmy mi-a fost dor, spune Breten. Ok, hai să ieșim afară, nu cred că e aici. Pa, Liviu, am 5%. Pa, GamesWolf, mersi frumos că ai fost pe live. Darius Suciu, o oră fix petrecute urmărind live-urile. În camera asta nu voiam să intru, că e cameră întunecată. Ok. 104 și 105 după aia.
Și după aia, cred că trebuie să mă întâlnesc din nou cu Amy. L-am auzit pe Jimmy pe hol, voi l-ați auzit? O zis ceva. I'm coming for you. Ok, nu-i bai. Nu-i bai numai că dacă zicea chestiile astea, cred că era aproape. Dar de fapt l-am auzit în depărtare, cred. Nu cred că e aici. Bă, Liv, eu sunt un abonat vechi. Cred că de un an. Dar eu nu fac YouTube de un an. Cu toate că am avut pauză de 2-3 luni, nu fac încă YouTube de un an. Salut, Joker. În septembrie sau noiembrie o să fac un an sau când. Joker spune salut de când nu te-am văzut. Salut, Joker. Bine ai venit pe live. Știu că nu ne-am văzut de mult, că am făcut pauză de la YouTube 2-3 luni aproximativ. O, mamă. Ok, l-ați auzit? Eu l-am auzit. Dacă nu l-ați auzit, trebuie să vă dau jocul mai tare, numai să-mi spuneți dacă nu l-ați auzit. Bun. Hai să căutăm și aici. Am găsit chestia aia cu o siringă. Și încă un deadlock de la camera 105. Mamă, vezi că am multe chei deja. Am multe chei deja. Hai să nu uităm. Salut, ești cel mai tare! Salut, Elena! Bine ai venit pe live! Mersi frumos că spui asta. Nu l-am auzit. Eu nu l-am auzit, ok, vă dau jocul mai tare. V-am dat jocul mai tare, s-ar putea să fie mult prea tare acum, nu sunt foarte sigur. Dacă o să fie mult prea tare și o să vă surzesc, o să-mi spuneți. Ok, hai să ieșim. Mi-e teamă. Mi-e foarte teamă. Ok. Camera asta am verificat-o, așa-i? L-am auzit departe, l-am auzit departe, nu e aici. Nu e aici, că l-am auzit departe. Hai să vedem camera asta, 106. Am auzit departe. Eu te susțin, mersi frumos, Nicol. Bună, ce joci? Salut, Irina, bine ai venit pe live. Ne jucăm The Dofnight ne jucăm astăzi, pe modul extrem. Știu că ești acolo, spune Jimmy pe hol. Acum cred că l-ați auzit. Deadlock de la 106. Ok. Acum era aproape. Acum era aproape undeva. Azi ai băut, Teddy? N-am băut, Teddy, de când eram copil. Tot am zis că beau, dar n-am băut. Cred că l-am auzit aproape, nu sunt foarte sigur. Mult noroc, mersi, Irina. Îl știi pe Dream? Nu, Nicol. Mi-e frică, bă. Dă fail odată. Chiar nu îmi doresc să dau fail, pentru că dacă jucăm pe modul extrem o să-mi pierd toate itemele dacă mă prinde și toate itemele o să fie foarte neplăcut. Acum că stau să mă gândesc, o să fie foarte neplăcut. Ce mă fac în cazul ăsta? Eu nu vreau să mor. O să sper că nu e aici, că nu-l văd. Am stat destul, cred că, la vizor. E lângă tine? Taci, bradere. Taci, bradere. L-ați văzut, da? Vine. Intră. L-ați văzut, da? Ia. Yeah. O să treacă pe aici. Fugi. Intră în baie. Am intrat în baie. Trebuia să mă bag în dulap, dar îmi era când ajung până acolo. Când te mai joci Roblox, nu știu. Ia uite. Alot. Ce se uită? Bă, sunt pe modul extrem. Sper să nu-mi spargă ușa de la baie. Ia uite. Ok, nu știam de ce nu mai închide ușa odată, n-auzeam sunetul ăla cu închis ușa. O închis-o cam greu. Termin joaca în live-ul ăsta, nu cred, Anatol, că abia am... Ok, o plecat. Nu cred că îl terminăm pe live-ul ăsta, pentru că durează, cred că vreo 15 ore să-l termin. Ceva de genul, nu știu, 10, 15, habar n-am, că e pe modul extrem. Bun. Mă, ce trebuia să fac? Stai un pic, mă, că eu am uitat că pot să folosesc oglinda ca să
Văd ce să fac. Ia, folosim oglinda și îmi dă hint, eu am uitat. O vedem pe Amy? Amy și mai ce? Ce e asta? E poșeta aia care am găsit-o, așa-i? Cred că era poșeta care am găsit-o și lower ground. Ok, știu ce am de făcut acum. Trebuie să mă duc înapoi în basement. Să o întreb despre poșeta aia. Da, mă, deci uitasem că am oglinda asta care îmi dă hint dacă am nevoie. De fapt, trebuie să o folosești ca să știi ce ai de făcut. Ok, l-am auzit pe ăsta în depărtare. Întrebarea e pe unde e ieșirea? Pe unde e liftul? Pe unde e liftul? Că nu mai știu. Ok, pe acolo. Easy game. Easy game. Ești rip dacă ești niciodată. Livile pe, pe extreme, Jimmy e mai activ. Ca să știi, mă gândesc că e mult mai activ. Ok. I'm basement. Nu ne deranja, du-te fă curat. Am strâmbă Amy. Na. Bun. Aici trebuie să o întrebăm despre itemele astea pe care le-am găsit și după aia avansăm. Ia zi, Amy, ești aici? Is anyone there? E cineva acolo? Hello. Bun, hai să o întrebăm prima dată despre poșeta asta. Stai. A, trebuie să o întrebăm cine îi. Ești Amy? De asta nu puteam. Ce mai faci? Bine, Elena, ce mai faci? Da, sunt Amy. Ok, acum o întreb despre poșeta. Cui a aparținut poșeta? Era a mea. A fost un cadou de ziua mea, dar a fost furată. Wow, oare cine a furat-o? Jimmy. O întrebăm despre desenele astea violente. Nu cred că știe. Oh. Băiatul obișnuia să le deseneze. Deci, adică Jimmy, despre chestiile astea am întrebat-o. Aș mai putea să o întreb despre siringa cu medicamentul ăla sau ce o fi și despre chestia asta. Salut, Maria Ștefania. Pentru ce erau? Nu știam pentru ce sunt până când Jimmy mi-a arătat. Eu știu pentru ce sunt, o să vedeți și voi imediat. Și cred că despre chestia asta nu o să știe să-mi zică. De unde a apărut sticla de diazepam? Nu știu ce e ăla. Nu știu. Bun, cred că am terminat aici. Cred că am terminat aici, dacă nu mă înșel. Vreau să folosesc oglinda din nou. Ca să folosesc oglinda, trebuie să fiu într-o zonă întunecată. Nu cred că mă las aici. A, nici nu mi-apare. Ok, aici mă lasă să folosesc oglinda? Nu mă lasă. Ok, o să mă duc la parter. Cred că trebuie să mă duc la parter, dacă nu mă înșel. La ce programe de știri te uiți, Liviu? Nu prea mă uit. Nu prea mă mai uit la știri. Bun, hai să mergem la parter. Liviu combină poșeta cu fata. Mă, vezi că s-ar putea să ai dreptate. Salut, Alex Gold, bine ai venit pe live. S-ar putea să ai dreptate. Dar de fapt nu că o zis că era a ei. Da, mă, fii atent, că nu e nicio fantomă la etajul ăsta, că nu mi-arată compasul nimic. Vreau să mă duc în bucătărie ca să folosesc oglinda. Și, da, cred că aveai dreptate, mă. Ia uite, vedeți desenul ăla acolo? Vă place? Dacă nu, pot să vi-l arăt mai bine. Hai că-l vedeți acum cât de cât. O, nu, n-am vrut să fac asta. Ok, hai să folosesc chiar oglinda. Și cred că ai dreptate să combin poșeta cu oglinda. Nu cu oglinda, cu fata, doamne. Am văzut-o pe Amy. Și ne arată poșeta, ai avut dreptate, nu pot să-i dau skip. Ați avut dreptate. OMG, n-am primit notificare. Ok. Hai, lasă-mă să mă duc. Da, trebuie să combin aia. E un zombie desenul? Da, păi e un zombie pe desenul ăla.
Și trebuie să mergem înapoi în basement să combin alea două. Uite desenul, vedeți? Ai, uite că se vede mai bine de aici desenul ăla. Bun. Unde e caracatița? Păi uite că am pus-o aici, să o vedeți mereu, caracatița. Aici, în spate. Am făcut webcam-ul mai mic, nu știu cât de bine vedeți acum, dar... Na, e acolo caracatița. Stai un pic, ce era? Acolo era un birou ceva. Nu știam ce era. Ok. Hai să mergem înapoi în basement. Cheamă liftul. Cineva îmi vede comentariile, ți le văd eu, Alex. Alex Timiș. Ok, lower ground. Pune-i numele Teddy la caracatiță. Aia din desenie e Amy? Nu chiar. Nu chiar. Bun. Hai să vorbim din nou cu ea. Trebuie să combin alea. Eu și uitasem că pot să combin iteme. E cineva acolo? Da. Ok, te cheamă Amy? Da. Cum combinam iteme? Aha, cu click dreapta, bun. Deci combin, o combin pe ea cu poșeta. Ia. Închide-mă mesajul ăsta. Lasă-mă, nu-mi dat o mie tutorial. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Dup, dup. A, da mă, 100% asta trebuia. Mi-a furat poșeta că nu mă uitam și mi-a furat banii. Ok, și acum am trecut mai departe. Da, mă, o plecat. Asta trebuia făcut, deci a furat poșeta că nu se uita și a furat banii. Și acum ne-a arătat ursulețul și etajul și ne-a arătat parterul, deci trebuie să mergem la parter. Ne simt stâi de Jimmy. Deci am terminat cu partea asta de la basement. Ce am ratat? Păi suntem live de 47 de minute și am început jocul Dead of Night la mod extrem. Acum du-te la ground, la arcade-uri. Da, 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 trebuie să mă duc la sala de jocuri. Îmi aduc aminte, partea cu Amy mi-o aduc aminte cât de cât. Presimt că vei muri. Stai liniștit, brother. Oh, nu, nu, nu. Mă, nu aici am vrut să vin. N-am vrut să vin la etajul 1, ups. Așa. Aici am vrut să vin la parter. Se aud chestii. Se aud chestii de la sala de jocuri. Jimmy, Jimmy, dă-mi eu înapoi, aia e a mea. Nu mai fura chestiile. Ok, trebuie să fie aici, Amy. Pa, Liviu, pa, Maria, mersi frumos că ai fost pe live dacă trebuie să ieși. Ce se aude, se auzea evenimentul ăsta. Ok, e cineva aici? Is it Amy? Da. Sunt eu. Ok, o să o întrebăm despre chestia, despre evenimentul pe care l-am văzut acum. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Dup-dup-dup. A crezut că e amuzant. Mi-a dat-o înapoi, dar a stricat-o oricum, jucăria. Acum, aș putea să combin evenimentul ăsta cu bricheta și cu sticla asta de chestie inflamabilă. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine? 100% asta, ui. I-o dat foc la jucărie. Da. Mamă, ce rapid a terminat evenimentul ăsta. Ok. Mi-a arătat, am terminat și evenimentul ăsta, mi-a arătat etajul 1, dar nu mi-a arătat ce cameră. Deci presupun că trebuie să ne luăm după busolă. Eric Airi a dat o îmbrățișare lui Nicol. Ups, nu văd nimic. Ce se întâmplă? Așa. Jimmy ucigașul. Bun. Trebuie să mergem la etajul 1. Hai că am terminat rapid cu primele două evenimente. Fixează acest mesaj dacă îți iubești mult fanii. Aș fixa mesajul, dar că nu pot acum cât sunt în joc. Nu pot. Sau... Încerc imediat.
Ok, etajul 1. Pa, Liviu, trebuie să plec. Pa, Amalia, mersi frumos că ai fost pe live și sper că ți-a plăcut. Salut, Adafinei Florin. Bine ai venit pe live, Florin. Ok, etajul 1. Încotro îmi arată busola. În partea asta? Da. Oh, bradere. I-ați văzut capul lui Jimmy? Nu știu dacă l-ați văzut de webcam-ul meu, dar era chiar acolo Jimmy. Ok, trebuie să mă bag în cameră. Intre înăuntru. Sper că nu-i cameră întunecată. Bun, nice. O să vină oare? Cred că l-am auzit lângă ușă. Ena, eram sigur. Eram sigur. Când te mai joci Among Us? Nu știu, Alex, când mai mă joc Among Us. Nu prea mă mai atrage. N-am mai jucat de câteva luni. Camera asta am verificat-o? Hai să ne uităm în seltar. În, de fapt, ce asta? În chest. Da, am verificat-o. El am auzit pe asta. Nu părea să mai fie lângă ușă. Trebuie să mă duc în partea aia. Cred. Așa cred că mi-a arătat busola. În ce parte mai exact? Aici? Da, l-am auzit. Ok, știu pe unde trebuie să o iau, doar că e la acolo, mă. Iar l-am auzit. Oh, e la ușă. Asta era deja la ușă. O alergat după mine, ce-o făcut? Ok, nu știu ce-o făcut, mă, ăsta de-o venit așa de rapid. Băi! Oh, nu! Deci din Moldova sau din România? Eu sunt din România, Elena. Băi, nu, mă! Itemele mele. Ok, hai, ridică-te. Da, bă, ce rapid a venit el după mine, mă. Ce rapid a venit el. Ok, ia mai, am itemele. Stai, gen, cum văd itemele de care mă pot Nu mai am busola, nu mai am oglinda și nu mai am dispozitivă de vorbit cu fantome. Deci mi le-o fura pe toate, da. Mi le-o fura pe toate. Rip iteme, mi le-o luat pe toate, acum trebuie să le caut iar. De unde luam dispozitivul ăla de vorbit cu fantome? Știu că era o locație unde îl găseam mereu. Hai prima oară să facem chestia asta, că văd că e aici evenimentul. Unde-i? Undeva pe aici trebuie să fie evenimentul, că făcea așa lumina. Acolo? Unde e evenimentul? Făcea lumina aia ciudat. Mă, intră înăuntru, bradere. E închisă? Mă, de ce e închisă? Mă! De ce mi s-a închis eu? Mi-a furat Master Key-ul? Sau ce se întâmplă? Alea două de ce sunt închise? Că n-ar fi trebuit. Am găsit niște valize de-astea. Ups, n-am vrut să fac asta. De ce sunt închise? Poate numai cheile? Ba uite că pe asta am deschis-o. Nice. Nice. Știam că aici trebuie să fie evenimentul undeva. În mod normal, deci în camera 109 trebuie să mă duc să găsesc dispozitivul cu care vorbesc cu fantome și după aia să mă întorc aici în camera 109. Ok. Dar nu mai știu de unde găseam ăla. V-a plăcut? Ok, hai să ieșim de aici. Jimmy ăsta nu știe că pentru mine nu-i chiar... Cum se numește? O problemă. Dar nu mai știu pe unde e liftul.
Am auzit ceva acolo, parcă, dar eu mă duc direct la lift. Și cred că, uite, de aici o să ne luăm dispozitivul de vorbit cu fantome din nou. Din camera asta de aici. De aici ar trebui să fie mereu. Da, uite-l. Acolo-i. Odată am oprins Jimmy când eram în camera asta pe vechile episoade. Ok. Am găsit ăsta. Și acum ar trebui să mă duc înapoi la camera 109, dar am uitat să fiu atent la drum. Am uitat să fiu atent la drum. Ok. Ieși afară. Am uitat să fiu atent la drum. Dar cred că... Ăsta e în spate undeva, l-am auzit. Noi cred că am venit pe aici. Asta e 106. Unul din astea două holuri. 107. 108 și 109 ar trebui să fie aici. 109, bun. Ești Rip Liviu? Niciodată. Ești din Bârlad? Nu. Zice că trebuie să-mi găsesc compasul și oglinda. Da, de alea două am uitat. Prima oară vreau să vorbesc cu Amy. Is someone there? E cineva aici? Da. Hello. Este Amy? Da. Da, sunt Amy. Ok, o să o întrebăm despre evenimentul ăla, că am văzut o cursuleț, un flăcări. Ce s-a întâmplat? M-am ars la mână, mă durea foarte tare, dar nu puteam să spun nimănui. Băi, Dr. Bowes, mă. Ni l-a arătat pe Dr. Bowes. O plecat Amy de aici. Deci, ne-a spus că s-a ars la mână, o durea foarte tare, dar nu putea spune nimănui. Ne-a arătat sabia, ne-a arătat etajul 2 și ni l-a arătat pe Dr. Bowes. Deci, ar trebui să mă duc la Dr. Bowes să o întreb despre Amy. Nu știu. Amy a plecat de aici deocamdată, deci... da. Trebuie să găsesc oglinda aia ca să mai pot lua hinturi. Oglinda și compasul, neapărat. Uite că îmi și spune. Ok. Dr. Bowes, da mă, s-a întors Dr. Bowes. Mai dai mod? Moderator, o să dau... dacă vă uitați în descriere, avem comandă pe chat cu care vedeți câte ori ați petrecut pe live-uri. Și o să dau la persoana care are cele mai multe ore lunar. Dar nu luna asta, ci de luna viitoare cel mai probabil. Liviu, cine mi-a dat mod 5 minute? Nimeni dănuț, că nu se poate da mod 5 minute. Doar 300 de secunde care îi scrie. Mai puțin, 3 minute. Ok. 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 Chiar că m-am speriat la faza asta. Salut, Andy, bine ai venit pe live. Mamă, chiar că m-am speriat la faza asta. Povesteam liniștit acolo care era faza cu timeout-ul și m-am trezit cu bâtă în cap. Vreți jocul mai tare sau auziți ok? Dacă vreți mai tare, dacă nu vă speriați și pe voi, să-mi spuneți să-l dau mai tare. Nu știu cum îl auziți voi, deci dacă îl vreți mai tare, îmi spuneți. Mamă, ce m-a speriat, iară mi-a furat toate itemele. Iară mi-a furat tot. Hai, mamă. Puțin mai tare, e foarte ok. Hai că-l dau puțin și mai tare dacă ziceți voi, dar... Se aude bine, se aude, nu mai tare. Hai că-l las așa. Acum sper să nu se audă prea tare, că l-am dat un pic mai tare. Ok. Aud ceva. Dar nu știu ce aud. Bun, ar trebui să... De ce o aud iară pe Amy plângând? Ok, intrăm aici să luăm dispozitivul de vorbit cu fantome. O aud pe Amy plângând undeva pe fundal, dar nu știu de ce. Parcă aud un respirat, da, se aude ceva, nu știu exact ce se aude. Se aude Amy plângând. Ok, ieși afară? Mai încet că mor de frică. Din baie?
Nu. Mă, să nu-mi zici că nu mi-o salvat evenimentul din cauza că m-o prins Jimmy. Numai eu aud. De aici? Cred că am auzit ceva, mă bag în cameră. Du-te la camera 112. La camera 112 iar. Dar mai înainte am fost acolo. Ok. Dar era închisă camera 112 când am fost eu. Și aș vrea să găsesc chiar compasul și oglinda aia. Că e nasol fără ele, dar nu cred că le găsesc aici. E camera 112. Cred că știu unde e. Hai să ne uităm un pic pe vizor. Și o aud pe Amy în continuu. Nu te du? Da, era închis? Da, era închisă. Bocește Amy? Ok, hai să ieșim, nu cred că e nimeni aici. Ieșim afară. Dar parcă se aude din partea asta. Ia vezi. Îți spun, Jimmy, nu poți face asta. Băi, de ce aici trebuia să veni? Uite-mă că n-am știut. Ia intră înăuntru. Ok, dar ce nu poate face? Am găsit, ok, deadlock de la 122. Ups. Am găsit poșeta, o am deja. Hai să vorbim un pic cu ea. Is it Amy? Este Amy. Salut, Marco, bine ai venit pe live. Yeah. I'm Amy. Da, sunt Amy. Ok, vreau să o întreb despre evenimentul ăsta pe care tocmai ce l-am văzut. Ceva te-a speriat, ce era? Încercam să-l găsesc pe doctor, dar Jimmy m-a amenințat și m-a forțat să rămân. De ce a încercat să-l găsească pe doctor? Pentru că s-o ars la mână, dar Jimmy n-o lăsa. S-o întreb despre valizele astea, nu cred că știe, dar o întreb. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. Nu știu. Ok, altceva. Deocamdată nu. Îmi arăta sabia. Totuși la un moment dat, hai să o băgăm la combinație cu... La combinație cu evenimentul ăsta ultimul, poate? Ia. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Da. Yes. Da, mă. Nice. I-a dat băutură. Fii atenți. Deci, în momentul în care fata a vrut să-l caute pe doctor, Jimmy o lua sabia de pe perete și o amenințat-o. Și i-a zis că o poate ajuta cu durerea de mână, o poate face să nu mai doară și o da băutură, cred că. Bă, cred că deja suntem aproape de finalul lui Amy, dacă nu mă înșel. Ok, mi-a arătat tot etajul 1 undeva, dar eu n-am itemele de care am nevoie. Din greșeală am făcut evenimentul ăsta. Eu credeam că trebuie să mă duc la etajul 2. Bun. Eu n-au nimic, o să ies afară. Nu mai știu din ce camere găseam oglinda aia și... Și compasul. Sper că le găsesc aici. Ia. Nu, un deadlock. De fapt am găsit de la store. Ok. Ok. Am găsit oglinda. Nice. O putem folosi doar în locuri întunecate. Și mai am nevoie de compas. Sper că îl găsesc pe partea aialaltă. Acolo. Mâine plec la mare. Distracție plăcută, Teodora. Ce nebun e Jimmy, zice Fezene. Revin, Liviu, bye bye. Ok, Mara.
Ok, hai să ieșim. Așa. Trebuie să găsesc compasul, tot îmi spune acolo. Eu știu că trebuie să-l găsesc, dar nu e chiar atâta de ușor. Ia. Poate din coace? Nope. Nici în camera asta. Rafa a petrecut 0,92 de ore urmărind live-urile. Tot îmi spune acolo hint că trebuie să găsesc compasul, dar unde să-l găsesc? Pe locul 1 în top ore e Erica cu 5 ore 33. Pe locul 2 e Diana cu 5 ore 25. Ok, hai să ieșim. Nu, am auzit ceva? Ok, n-am auzit nimic. În camera asta n-am fost, dar cred că era o cameră întunecată, nu sunt sigur. Ah, da mă. Ok, l-am auzit pe Jimmy în depărtare, dar cred că venea încoace. Este o umbră acolo? Dacă este o umbră, înseamnă că e Jimmy aici, dar nu cred. Ok, nu era o umbră. Pe unde s-o iau? Ok, pe... Oh. Aici undeva trebuie să fie următorul eveniment. Ia. E închisă! Nu, cameră întunecată. Ok, deci undeva pe aici trebuie să fie următorul eveniment, dar eu n-am compasul ca să mă ghideze mai exact, deci trebuie să-l găsesc random. Hai să stăm puțin aici, că am fugit un pic cam mult. Salut, Alex Nix, bine ai venit pe live. Mi-e frică, nu te du. Nici pe locul 10 nu-s. Diana a petrecut 5 ore 25 urmărind live-urile. Ai grijă, Liviu. Stai liniștită, Nicol. Stai liniștită, că nu e o problemă pentru mine, dar trebuie să mă uit din nou. Nu vreau să mor. Ok, nu vreau să mor iar. Dar nu prea l-aud pe ăsta și nu înțeleg de ce. Mă întorc cu spatele. Vreau să verific camera asta. Ori aici, ori... Bă, câte camere întunecate! Pe partea aia altă vreau să mă duc atunci. Dar ce-i cu atâtea camere întunecate, că numai pe astea le nimeresc? Liviu, la camera 101 se poate să fie o busolă din câte știu. 101, dar cred că am fost mai înainte de nuți și nu era, că în camera 101 e camera lui Maya. Și nu sunt sigur. Dacă trec pe acolo o să încerc. Ok, zim că nu-i camera întunecată, că n-are cum. Aici cred că ar trebui să fie un eveniment. No, ok. Ok, deci am văzut noi acolo cum Jimmy i-a dat ceva să bea lui Amy. Dăm compas, frate. Ok, l-am auzit pe Jimmy pe hall. Deci dăm compas. Nice, bun. Am făcut rost de compas din nou. Și am găsit și sticlele de băutură. Deci putem termina evenimentul ăsta. Ia. Cine este acolo? Amy? Este Amy? Da? E Amy. Bun. O întreb despre evenimentul ăsta pe care l-am văzut, cum consuma ceva neplăcut. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? Ce era? Băiatul mi-a spus că sunt medicamente. Băiatul mi-a spus că sunt medicamente, dar avea un gust oribil. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Ce tocmai a băut? Te-am întrebat-o eu acum. Nu știu, dar copiii n-ar trebui să consume alcool, spune Amy. Ok, combinăm astea două și am terminat evenimentul, cred. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? 100%. Poate. Mi-a spus să nu mă opresc din băut. După aia am început să mă simt ciudat.
Ok. Cei care v-ați uitat și la vechile mele episoade de acum 5 luni cu Dead of Night, știți ce urmează. Bun, deci acum am toate instrumentele. Am dispozitivul de vorbit cu fantome, am oglinda, am și compasul. Și probabil știți ce urmează. Mi-a murit netul. Liviu, mă crezi că-s pe locul 11 aproape? Ia auzi. Bă, nu m-am uitat pe vizor. Pe unde scările? Trebuie să ajung la scări. Pe acolo. Ok. Nu, du-te în spate. Unde scări? Ok, ăsta e foarte aproape. Am cheia de aici? N-am cheia. Stai un pic, ce mă fac? Mă duc la parter. Că mi-e un pic frică să rămân aici până mă gândesc ce fac. Ok, hai la parter. Liviu, mi-a picat netul, Digi. Am revenit, bine revenim, Mara. Instal ROS 2.5 urmări în live-urile. Stai un pic să mă uit în inventar. Eu... Stai un pic, aici nu sunt scări? Ar trebui să fie scări, uite-le aici. Ia, nu pot intra nici pe aici? Ba da. Nice. Sunteți pregătiți? Eu știu ce urmează. Ok, coborăm jos. Hai că vă arăt eu. Sau stai un pic, nu cred că asta trebuia să fac. Ia. Nu. Nu asta trebuia să fac. Trebuie să mă duc sus de tot prima dată. La etajul 3 pe scări trebuie să fiu. O să zboare Amy puțin. Amy o să se arunce în cap. Eu nu știu ce urmează. Bă, ne-am mișcat rapid. Deci ne-am mișcat foarte rapid. O trecut numai o oră de când ne jucăm. Vă zic eu că ne-am mișcat foarte rapid. Stai un pic, eu pot să ies? Nu vreau să încerc, că după aia mă blochez aici. Hai să vedem, e Amy aici? Hello. Ok, nu-i nimeni aici, la cum făcea aparatul ăla, clar nu-i nimeni aici. Dar trebuia să fie cineva pe aici. Aici? Aici, cred că. Aici ai. E cineva acolo? Nu-i nimeni. La etajul 1 atunci? Ar trebui să fie. Cred că e aici. Aici. 100%. Liviu, trebuie de la etajul 3 să te uiți la scări. Hai că urcăm înapoi. Eu, parcă mi-aduceam aminte că trebuia să vorbesc cu ea, dar apare nu. Cred că nu, cred că ăla din cameră a fost ultimul dialog. Am înțeles, dar nu știu ce zici. Trebuie să mă duc, stai un pic și eu nu pot intra pe aici pe ușa, așa-i? Trebuie să mă duc cu liftul. Pentru că se și aud sunete de acolo. Da, e blocată. Bun, trebuie să mergem înapoi la parter atunci. Să luăm liftul până la etajul 3, corect. Mersi, Dănuț. Vine Jimmy cu, dă cu carata. Bun, hai să coborăm atunci jos de tot. Că de la restul etajelor încă n-am găsit cheia. Deci doar pe la parter pot. Up, ăsta e parterul. Ieși. Și hai să luăm liftul până la etajul 3. Cu toate că parcă nu-mi... Băi frate, urlă oamenii în fața blocului la mine. Sper că nu se aude pe live, dar... Cred că nu sunt normal băieții ăștia. Așa, de fapt sunt femei. Mr. Sol 2.42 urmări în live-urile. Am apăsat pe etajul 3, sper că da. Îți dă KO, Jimmy? Bun. Etajul 3, așa cu verde, frumos. Aici sunt scările? Ia. Ok. Ok.
Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Ok, și acum trebuia să mă duc jos, corect? Aș vrea să caut niște camere totuși, să găsesc niște iteme. Dacă toți sunt aici, hai să căutăm în astea două camere. Dacă toți sunt aici. Ia rapid, ne uităm aici. Am găsit ok, bun. Las-o. Nimic. Am găsit un inel, dar asta ne-l trebuie chiar la final de joc abia. Ok, știi ce? Hai să plecăm. Hai să plecăm. Oh, nu! Doamne, ce am crezut că l-am auzit pe ăsta. Dar n-avea cum să fie așa de rapid aici. Ok, cheamă liftul. Zici că e albă ca zăpada? Așa, mergem la parter. Inelul e pentru Rose? Rose. E, da, cred că da. Nu prea mi-aduc aminte așa de bine, dar cred că da. Notă cheluțul. Ok, hai să vedem ce avem aici. Deci aici trebuie să o luăm pe scări până la basement, cred. Stai, pe scări? Da, până jos la basement trebuie să mă duc. Nu! A, nu, atunci trebuie să mă duc sus, la etajul 3, să vorbesc cu ea și după să cobor aici jos. Da, da, da. Ok. Inelul este pentru inel. Te-ai uitat la evenimentul cu Amy? La ce te referi? Bun. Hai să luăm și mai sus. Ăsta e etajul 3, aici vorbim cu Amy. Ia. Ești aici? Ar trebui să fie aici. E cineva acolo? Ar trebui. Hello. Bun, acum întrebăm despre evenimentul ăsta care l-am văzut că stătea acolo sus la scări. Nu pot. Ah. Is it Amy? Este Amy, trebuia să întreb cum o cheamă. Da, sunt eu. Și o întrebăm. I saw you at the top of the stairs, on the banister. What were you doing? Ce făceai acolo sus pe scări? Mm-hmm. Mă simțeam foarte ușoară, chiar credeam că pot să sar până jos. Ba, nici ușoară se simțea Amy. Chiar credeam că pot să sar până jos. Ok, nu prea așa funcționează, dar... Dacă sunt jumpscare-uri, îți asumi necul meu cu mâncare. Jumpscare? Păi stai, joc, comedie, ce jumpscare să fie aici? Asta nu e o problemă pentru noi. Ok. Ea credea că poate zbura, mă. Liviu, azi fac locul 10 în top ore. Ok. Easy. Băi, ce rapid am terminat evenimentul cu Amy. Deci, o trecut o oră și 10 minute de când am intrat în joc și noi deja am terminat evenimentul cu Amy, deci... Deci ne-a mișcat ca lumea, nu glumă. Este Amy? Este Amy! Da, sunt Amy. Ok, hai să o întrebăm. Te-am văzut întinsă la jos pe scări. Eu cred că ai văzut-o întinsă cu o grămadă de sânge lângă ea, cred că asta ai văzut. Ok. Am sărit, dar după totul s-a făcut negru și nu mă mai pot trezi. Nu știu unde sunt. Nice. Nice, nice, nice. Ok. Ai completat povestea lui Amy. Deci cu Amy am terminat, voi vă dați seama? Numai o oră și 10 minute ne-a durat să terminăm povestea lui Amy, poate un pic și mai puțin. Bă, vezi că ne-am mișcat super rapid cu Amy. Următorul e Dr. Bowes. Ok, vreau să mă întorc aici. Ieșim. A făcut accident? A făcut accident, Amy. Întinsă și făcută bucăți? Ok, hai să vedem. Deci, practic, ce-a făcut Jimmy? I-a dat să consume alcoolul lui Amy ca să-i treacă durerea de mână că s-o ars din cauza lui.
Ea s-a simțit foarte ușoară când se uita acolo de la etajul 3 în jos și a zis să sară. După aia, surpriză, nu era chiar atât de ușoară. A aterizat ca elicopterul american din București. Băi, tot am văzut și pe TikTok și pe... și pe Facebook tot am văzut mimuri cu elicopterul ăla care a aterizat acolo în București, dar eu tot nu știu care e faza cu el. A avut ceva defecțiune sau de ce a aterizat? Sau ce căutau americanii ăia aici? Bun, mergem la etajul 2. Ține-l până la 2. Deja suntem live de oră și 21. Bun. Hai să vedem ce avem noi pe aici. Etajul 2, n-am mai fost aici până acum. Ok, se aude ceva de aici. Știu sigur că se aude ceva de aici. Așa. Jimmy? I'm Dr. Bose. Sunt Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Sunt aici să vorbim puțin, ok? Thank you, Jimmy. I won't be long. Mulțumesc, Jimmy. N-o să stau mult. A aterizat de urgență. Liviu, știi jocul ăsta de la Markiplier? Eu am jucat jocul ăsta pe canal înainte să-l filmez din Markiplier. Dacă te uiți la noi pe canal, am postat jocul la... la o zi după lansare și cred că am fost și primul din România care a pus jocul ăsta pe YouTube, din ce am văzut eu. Bun, azi intrăm înăuntru. Și acum am zis să-l reîncep din nou pe modul extrem, că noi l-am mai terminat odată, dar pe modul normal, pe canal. Sunt episoadele pe canal, dacă vreți să le vedeți. Nu a fost nimic acolo. Stai un pic. Nu trebuia să văd ceva aici? Nu? Nu trebuia să văd nimic? Ok, se pare că nu trebuia să văd nimic aici. Doar să vorbesc cu el eventual. Credeam că mai arată ceva. Is anyone there? Este cineva acolo? Hello? Hello? Ok, de ce stai, Dr. Bose? What's your name? Cum te cheamă? Dr. Bose. Bun. Hai să-l întrebăm despre omul ăla de la ușă pe care l-am văzut, care e el. Telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Ok. Deci, mama lui Jimmy, care era Rose, l-a sunat pe Dr. Bose să vină să vorbească cu Jimmy, să vadă ce îl deranjează. Dar Harvey își făcea griji despre mintea lui Jimmy, în fine. Vei mai posta Resident Evil 8? Cel mai probabil nu, nu știu. Ok, ce facem noi acum? Stai un pic să mă gândesc, ce trebuia eu să fac acum? N-am idee. Să-l întreb ceva. Aș putea să-l întreb despre siringa cu medicamentul ăsta. Where did the bottle of diazepam come from? De unde au apărut astea două siringa cu? Ok, era de ajutor pentru tratamentul unor persoane impulsive câteodată. Who drew those violent pictures? Despre desene oare știe ceva? Jimmy. El obișnuia să le deseneze. Ok, altceva aș mai putea să-l întreb. Poate despre chestia asta de lemn? Where did the wooden paddle come from? De unde a apărut bâta de lemn? Nu știu. Dar Jimmy a găsit-o. Era mare intersecție, a dărâmat doi stâlpi, pilot de nota 1000, nu au fost pagube materiale, așa. Am văzut pe TikTok că era unul... gen, ăla chiar filma cum a trecut elicopterul deasupra lui și după aia eu pica să-l pup pe mașină. Ok. Nu știu ce pot să-l mai întreb pe ăsta aici. Aș vrea să folosesc oglinda. Să primesc un hint. Stai, eu m-am uitat aici în... L-am auzit pe Jimmy pe hol. E aproape de ușa mea. Ok, da, m-am uitat aici. Vreau să folosesc oglinda.
Ei, l-am văzut pe Jimmy, îl vedem pe Dr. Bowsey, cred. Ce mi-arată aici? Nu-i desenul ăla care l-am arătat eu mai înainte. Oh, stai un pic să mă gândesc. Deci nu mi-a arătat, nu mi-a arătat cine știe ce, dar mi-a arătat desenul care tocmai ce l-am întrebat. Ok, stai, vreau să vorbesc cu el din nou. Uite, vă dă Erica în chat link către serverul de Discord dacă doriți să intrați. Știi mimul ăla cu cheat-ul de GTA cu elicopterul spawnat pe stradă? Da, am văzut și eu pe TikTok mimul. Bun. Mai, e ăsta aici oare? Este Dr. Bowes? Yes, I'm Dr. Bowes. Da, sunt Dr. Bowes, ok. Am impresia că ar trebui să unesc desenul. Desenul cu... cu ce oare? Desenul cu... Abar n-am. Cu evenimentul ăsta poate, de l-am văzut pe el pe hol? When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. Da. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Ok, ci că imaginația lui Jimmy a mers mult prea departe. Etajul 1. Ok, nu știu ce mi-a arătat acolo, mi-a arătat un item. Nu știu ce item mi-a arătat, dar mi-a arătat și etajul 1. Ups, n-am vrut să fac asta. Dă-i mai tare, eu cred că dacă îi dau mai tare de atât o să fie deranjant, eu cred că se aude ok. Salut, Little Bunny. Ok. Nu-i nimeni aici. Deci trebuie să mă duc la etajul 1 și mi-a arătat un item pe care nu-l recunosc. Mi-a arătat un item pe care nu-l recunosc. N-am putut să-mi dau seama ce-i. Liviu, Red Bull nu-ți dă aripi din păcate. Liviule, aia era o pălărie de bucătar. Da mă, cred că ai dreptate. Cred că ai dreptate. Era o pălărie de bucătar, dar trebuie găsită. Trebuie să o caut. Te salut de afară, salut Nicoleta. Salut Nicoleta. Bun, hai să... Op, pe aici trebuie să o iau. Cam o făcut luminile ciudate. Ce mi-arată mă busola asta? E stricată busola mea, ce are? Mi-arată baia. Sau nu? Nu trebuie să mă duc în spate. Trebuie să mă duc pe undeva prin spate. Dar nu știu dacă pe partea asta. Nu știu dacă mi-arată bine ce mi-arată busola în momentul ăsta. Tare mă îndoiesc. Cred că trebuia să o iau pe partea aia. Ce mai faci, Liviu? Bine, Nicol, tu ce mai faci? Du-te în store room. Ok, te referi la store room-ul ăsta de aici sau... S-ar putea. Dar nu cred. Ok. Ok, da mă, bine mă dănuț. Bine mă dănuț. Ui, eu m-aș fi dus pe undeva prin spate să-l caut. Mă mai știi cineva? Salut, hamstere. Liv, te vei juca Skate 3 sau Hello Neighbor? Skate 3 probabil, nu, dar Hello Neighbor, da. Mamă, ce m-a inspirat de el. Ok, deci asta trebuia mă făcut. Bun, hai să vorbim cu el. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes? Sunt Dr. Bowes. Bun, spune-mi ce tocmai am văzut eu aici. I saw you holding up a dead animal on a wire. What had happened? Te-am văzut că țineai un animal mort pe un fir. Surprised, he came up with an idea right away.
Ok, deci știi că Jimmy obișnuia să omoare animale mici, păsări și... Ce mi-a mai zis ăsta? L-am întrebat, dar îl întrebase Dr. Boss dacă poate face ceva frumos pentru el să lucreze la skill-ul lui de empatie. Și-a venit imediat cu o idee, cică. Ok, vreau să folosesc oglinda. Să-mi dau seama ce să fac mai departe. Ia. L-am văzut pe Jimmy. Altceva. Dr. Bose? Și mi-arată... știu unde-i zona asta. Hai că știu unde-i zona aia. Știu ce mi-a arătat aici. Bun. Mai intră și pe Brawl Stars. Brawl Stars o să mai joc... nu știu când o să mai joc. O să mai joc când o să mai fac live-uri. Poate cu Brawl Stars. N-am mai jucat de mult timp. Hai că știu unde e zona asta. Undeva pe aici. Uite. Asta era? Da. Cred că asta era zona. Stai un pic. Zona asta mi-o arăta. E Jimmy în capăt. Ok, e Jimmy acolo în capăt. O să mă bag în dulap, că dacă mă bag în baie, mi-e frică că iar îmi sparge ușa. Ia. O să vină 100%, că m-a văzut. Știu că m-a văzut. Mă mir că n-a intrat. Mă mir că n-a intrat. E brotherul? Salut, scuze că am întârziat. Salut, Blue, nu-i nimic. Bine ai venit pe live. Nu te-ai jucat de foarte mult timp Brawl? Da, știu. Nu m-am mai jucat de când am mai făcut live cu Brawl. Mă mir că nu a intrat peste mine. Hai să caut în camera asta în săltare să văd dacă este ceva acolo. Da. În chest, de fapt, dar nu este nimic. L-am auzit pe asta, cred că o luat ceva distanță deja. Da, eventual ar fi trebuit să fie undeva pe aici. Cred. Aici? Să intru aici? Nu cred. Ok, nu trebuia să... Nu pot face nimic aici. Și n-are nici vizor să mă uit. Nu trebuia să intru în camera asta. Sunt în pericol. Vreau să intru aici atunci. 100 de like-uri, spune Lin. Mersi frumos tuturor, mersi frumos tuturor. OMG, live life. Da, Luciana. Uite, bă, am găsit-o, da, mă. Deci era pălărie. Wow, e Jimmy la ușă. A intrat peste mine, sper că nu m-a văzut. Am găsit pălăria de bucătar care trebuia găsită. Da, nu. Mă, oare a rămas cu mine în cameră? Cred că a rămas cu mine în cameră. În mod normal, omul venea prin fața dulapului, se uita la mine, gen... Din afara dulapului și după aia pleca. Acum au deschis ușa și s-au auzit că au închis-o din nou. A intrat în baie? E în baie? S-ar putea să fie în baie. Dar stai că pot scăpa de el. Dacă nu mă uit la baie și fug rapid afară, nu mă atacă. Da, ia uite. Ia uite meniu roșu. Mă, s-au auzit de afară? Oh, nu. Ok, l-am pus pe pauză. Îmi spuneți voi ce fac aici. L-ați auzit, o zis I see you, ori era în baie, ori era la ușa afară. Dacă e la ușa afară, mor, dacă ies. Dacă stau în cameră, mor, dacă e în baie. Unde, ce fac? Ies sau rămân? E în baie. Du-te spre el. Ok. E în baie, cred. Eu zic că e afară, rămâi, e în baie. Mă, văd că majoritatea spuneți că e în baie, ok. Dar nu mai e meniu roșu, eu... nu mai e meniu roșu. Dulap, mă, rămâi. Mamă, eu cred că mă bag înapoi, eu nu cred că e în baie. Nu mai e meniu roșu. Predă-te. Salut, Maria Lupu. E în baie. Bine, mă, hai că ies. Ieși și fug, dar s-ar putea să fi fost, de fapt...
Vai, mamă, cred că era în baie, mă. Vreau să intru un pic aici să mă calmez. Era în baie. Ați avut dreptate, era în baie. Cred că era în baie, de fapt. Ok, hai să folosim oglinda. Ne vedem pe Dr. Bowes. Un sandwich, văd, sau ceva. Trebuie să mă duc în bucătărie. Văd pe Jimmy. Și nu mi-arată la ce etaj. Oare să fie bucătăria dacă mi-au dat un sandwich? Face și el un duș, ce aveți cu el? OMG, Liviu, ce mai faci, OMG? Bine, Luciana, tocmai ce m-am reapucat și eu de YouTube. Tu ce mai faci? Liviu visătorul, unchiul Costică, în bucătărie. O să mă duc, cred că în bucătărie, nu știu ce să fac. Nu mi-a arătat etajul la care trebuie să fiu. Brother, nu cred că e aici, dar nu știu cum ajung la lift. Trebuie să ghicesc. Ce zodie ești, Liviu? Vărsător. Dar n-am vrut să o iau pe aici din greșeală. Pe aici? Nu. Pe aici, oare? Da, mă, uite. Ok, hai să mergem în bucătărie să vedem. Cu toate că compasul mi-arată ceva la etajul ăsta. Nu cred că trebuie să mă duc în bucătărie. Carnea are legătură cu părăria de bucătar, dar nu cu bucătăria. Nu mai mă duc la bucătărie. Nu mai mă duc la bucătărie. Dacă nu zice Dănuț, nu mă mai duc. Ok, busola mi indică zona asta. Dar stai, mă, că mă duc aici și vorbesc cu el. Că aici l-am văzut ultima dată. Deci aici trebuie să fie Dr. Bowes. Aia-i sigur. Așa-i? Ia. E cineva aici? Hello. Hello, da, deci aici e Dr. Bowes. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes? Yes, I'm Dr. Bowes. Da, sunt Dr. Bowes, ok. Îl întreb despre pălărie. Who did the chef's hat belong to? Cui aparținea pălăria de bucătar? Jimmy found it and put it on. Jimmy a găsit-o și a pus-o. Ok. Și atunci o să încerc să combin pălăria de bucătar cu evenimentul ăla cu animalul mort. Poate, poate. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the chef's hat? Ar trebui, cred. Yes. Da. Jimmy bun. Said he'd make something for you, so I followed him to see what he was going to do. Jimmy a spus că o să-mi pregătească ceva, așa că l-am urmărit să văd ce face. Ok, acum. Dar deci acum trebuie să mă duc la parter. Salut, Răzvan, YouTube Jocuri, bine ai venit pe live. Are legătură cu bucătăria? Uite, acum trebuie să mă duc la bucătărie, aia e clar. Dar o să ies, că n-am cum să-mi dau seama dacă e Jimmy aici, doar dacă stăteam să ascult mult. E acolo, Jimmy. Acum cred că, da, acum trebuie să cobor jos. Deci, zicea Jimmy că o să-i pregătească ceva lui Dr. Bowes și ăsta s-a dus după el să vadă ce vrea să-i facă. 104 like-uri, spune Nicole, mersi frumos tuturor. Mamă, ce dor mi-a fost de live-urile tale, mă bucur, Luciana. Bun. Mergem în bucătărie care îi... Ups. Uite că se și aud sunete de acolo, deci da. Aici e bucătăria. Hello. This is a great idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Asta este o idee foarte bună, Jimmy. Sunt sigur că o să fii un bucătar foarte bun într-o zi. Să-mi aduci tu ce-mi pregătești sus când ești gata. Salut, boss! Mai dați like 100k, spune Demon Pro. Salut, Demon Pro! Bine ai venit pe live, sper să-ți placă. Ok. Hai să mă gândesc. Deci Jimmy pregătea ceva de mâncare lui Dr. Bowes și eu zis să-i aducă sus când e gata.
Stai un pic, vreau să folosesc oglinda iar. Să fiu sigur. De fapt, vreau să vorbesc cu Dr. Bowes, oare? Ia să vedem. E aici. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes. Da. Yes. Răzvan! Mamă, Răzvane! Mersi frumos pentru membru, Răzvan. Mersi frumos. Răzvan a devenit maniac epic. Mersi frumos, Răzvan, pentru membru. Bine ai venit în tabăra maniacilor. Mersi frumos. Vezi că dacă ți-ai luat membru și intri pe serverul de Discord care îl avem în descriere și îți asociezi contul de Discord cu contul de YouTube din setări, o să primești gradul special de membru și acolo. Bun. Hai să-l întrebăm pe Dr. Bowes despre treaba asta ce am văzut-o. Ia uite-l pe Răzvan. Mersi frumos, Răzvane. I saw you outside the kitchen talking to Jimmy. Te-am văzut lângă bucătărie vorbind cu Jimmy. Ce făceai? Jimmy was making me a sandwich. He brought it up to my room as I asked. I didn't suspect anything was wrong at first. Ok. Deci Jimmy îmi făcea un sandwich și mi l-a adus în camera mea așa cum i-am cerut. În prim plan nu mi-am dat seama că e ceva dubios. Nice. Stai să văd la ce etaj. Cred că la etajul 2, așa-i? Ne uităm pe oglindă să fim siguri. Ok. Bună, ce faci? Bine, Roxana, tu ce faci? Bine ai venit pe live. Deci îl vedem pe Dr. Bowes. A, stai un pic, mă. Dar de ce mi-a arătat locația aia de la etajul 1? Camera lui nu era la etajul 2 al lui Dr. Bowes? Că eu așa știam. Se pare că nu. Deci tot la etajul 1 trebuie să mă duc. Etajul 3? Mă, care-i mă camera lui Dr. Bowes? Că aici cred că mi-arată mai multe chestii. Mi-a arătat etajul 3. Deci prima dată mi-a arătat locația de la etajul 1 de unde am găsit pălăria de bucătar. După aia mi-a arătat și etajul 3 și ceva item, parcă. Ok. E Harvey? Crezi că ne introduce cu Harvey acum? De asta mă cheamă la etajul 3, cel mai probabil da. Dar prima oară mă duc la etajul 1 să văd care e faza acolo. De mi-a arătat zona aia. Toxinfecție alimentară scrie pe Dr. Bowes. Deja l-am și auzit pe Jimmy. Băi, eram în lift. Deci dați-vă seama că eram în lift. Deja l-am și auzit pe Jimmy la etajul ăsta. Nu mai știu exact unde e zona, dar uite. Aici. Am văzut zona asta în viziune. Care-i faza? De ce m-au chemat aici? Oare? Pune caracatița supărată? Hai să pun caracatița supărată. Ia. Așa e mai bine? Cu caracatița supărată. Nu prea o vedeți. Nu prea îi vedeți fața că e întuneric în partea aia. Ok. E Jimmy pe hol. Hai să pun caracatița la locul ei. Mă, care-i faza? Oare? Poate este un item în zeltare? Am găsit deja pălăria. Aici era pălăria. Ah. Da, mă, fii atent. Batista asta nu era mai înainte aici când eu am găsit și pălăria de bucătar, ci a apărut abia acum. Deci aparent apar iteme noi în seltare. Eu am uitat treaba asta. Batista de sânge, bun. Am înțeles. Deci nu era mai înainte treaba asta aici. Abia acum a apărut. De asta m-a chemat înapoi. Hello? Hello? Nu-i nimeni aici. Ok, mă duc atunci la etajul 3, oare? Ok, nu e nimeni aici. Să mă duc la etajul 3? Batista de sos de paste roșii. Ia uzi. Roxana, ai dat o îmbrățișare lui Diana. Da, da, trebuie să combin alea. Ia vezi, bă, brother. Calmate. Calmate, Jimmy. Da, trebuie să combin alea. Numai că nu-i Dr. Bowes aici să vorbesc cu el. Să fie la etajul 3, nu știu. Hai să mă uit pe oglindă până pleacă asta de aici. Oricum trebuie să stau un pic în cameră să plece. Ok, m-o speria viziunea aia.
Dr. Bowes. Asta e Batista de sânge. Asta e Batista o spală, de fapt. Trebuie să mă duc la baie. Parter? Mi-l arată... Asta e Harvey, mă! Asta e Harvey care mi-l arată acum și acum o să-mi arate și etajul 3. Da. Da, 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 Dănuț. Deci, ăsta, Dr. Bowes, rămăsese în bucătărie și mi-a și arătat acum că trebuie să mă duc jos la bucătărie să vorbesc cu el. Și mi-a arătat și pe Harvey la etajul 3, dacă vreau să fac asta. Salut, Leia, bine ai venit pe live. Ia. Ce bine că nu e aici. Mamă, ce bine că nu e aici. Chiar nu mi-aș dori să mor acum. E acolo Jimmy. Sper că nu e o cameră întunecată. Nu, dar de ce e cameră? O să mor. Cred că o să mor. Hai că știu că intri. Nu intră, Doamne ce noroc am. Doamne ce noroc am că n-o da să intre. Că mă prindeam baia aia 100%. Mă prindeam baia aia 100%. Doamne ce bine că nu intră. Leia a petrecut 1,67 urmări în live-urile GGL, jocul meu preferat. Uite, Erica vă dă în chat link către serverul de Discord dacă doriți să intrați. Știu că ești acolo. Ok, eu cred că pot să ies. Eu cred că o lua distanță și nu cred că... Sau trebuia să mai stau. Okay, easy. Easy, ok? Hai să o luăm la parter. Bine că am scăpat de el. Dar în spatele meu, băiatul, cred. Ia. Eram sigur, mă. L-ați văzut la lift. Eram sigur că se uită după mine. I-am auzit pașii cum mă urmărea. Dacă mă întorceam în spate și nu mă urcam direct în lift, mă prindea dacă mă întorceam în spate. Ok. Că i-am auzit pașii. Bine că nu m-am întors să văd ce se aude. Black Oreo i-a dat o îmbrățișare lui Liviu Salcăfă. Bine fac tu ce faci. Ok, hai să vorbim cu ăsta. Hello. Hello. Ia uite-l pe Dr. Bowes. Is it Dr. Bowes? Yes, it's me. Da, sunt eu. Bun, o să-l întreb despre Batista asta plină de sânge. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? De ce este o Batista de sânge într-un seltar? Este a mea. Am păstrat-o în caz că o să am nevoie de ea ca și... cum se numește? Evidență de asta, mă, pentru poliție, ca și dovadă ceva. Bun, o să combin Batista... cu faptul că Jimmy o pregătit lui un sandwich. When you said you didn't suspect anything was wrong, does that have something to do with the blood-stained cloth? Da. It was my first encounter with Jimmy's sense of humor. A fost prima mea întâlnire cu umorul lui Jimmy. Nu era sănătos Jimmy ăsta. Etajul 2. 3. Băi, frate, ăla era etajul 3, că mie mai tare mi-arăta etajul 2. Și mie îmi părea să fie etajul 2 ăla, nu etajul 3, dar dacă tot vrea să mă duc la 3, hai că mă duc la 3. Mai tare îmi părea mie că e etajul 2, de fapt. Hai să mergem la 3. Nu dați spoilere? Poate... Se pot da spoilere, Diana, pentru că eu am mai terminat jocul ăsta pe canal în urmă cu vreo 4-5 luni. Am terminat o story 100%, doar că pe modul normal și acum ne jucăm pe modul extrem. Deci eu știu ce se întâmplă oricum. Și probabil majoritatea care sunteți pe live știți dacă ați fost atunci pe episoade sau premiere sau ce am pus. Liviu-l știi pe... Nu, habar n-am, Lea, cine e ăla. Bun, hai să vedem. Etajul 3, în ce zonă? În baie, cred că. În baie? Așa e că... Sau nu în baie? O să intru în baie. Nu pot. Oh, ok. Atunci...
Hai să o luăm încoace. Sau era pe holul celălalt? Cred că trebuie să mă duc pe holul celălalt. Cam mă uit după busulă jos să văd ce mi-arată și cred că asta mi-arată. Mamă, dar ce mic e etajul ăsta. Șanse mai mari să dăm de Jimmy. Cred că aici ar trebui să... A, stai că nu e așa mic pe cum credeam eu. A, nu e mic deloc. M-am înșelat. Îl știi pe Dream? Nu-l știu pe Dream. Mai m-ai întrebat și mai devreme sau cineva m-a întrebat. Am crezut că tu respiri așa greu pentru o secundă? Da. Respiră caracterul. He made it up. I'm telling you, he's been lying about everything. Probably lying about the other stuff as well. Don't be ridiculous. He wouldn't lie about something like that. You sure about that? He lies about everything. Open your bloody eyes, Rose. Ridiculous. Oh, that's right. Walk off. I'm not listening, Harvey. You've just got it in for him. It's the truth. Da. Deci ăsta era Harvey. Și aia care vorbea din cameră era Rose. Și Harvey spunea lui Rose că e un mincinos și că minte în legătură cu orice. În fine, se certa din cauza lui Jimmy. O să intru aici? Ce-i cu ușa asta oare? Că n-are nici număr. Interesant, nici vizor. Ok, vreau să intru aici atunci. Ia. Ce se întâmplă aici? Ce iteme găsesc aici oare? Am găsit firul ăla de cupru sau ce-o fi. Aici ce avem? Am găsit o scrisoare de la revedere. Dragă mamă, îmi pare rău pentru totul, la revedere. Mamă, ce scrisoare, o băgat acolo brother-ul. Ups, n-am vrut să fac asta. Mă mai ascund la voi în dulap, uneori. Ok, hai să vedem. Ce ar trebui să fac acum? O să folosesc oglin. De fapt, hai să vorbesc cu Harvey. Is someone there? Este cineva acolo? Hello? Hello? Ăsta e Harvey? What's your name? Care este numele tău? Harvey, da mă, ăsta e Harvey. Harvey, conduc locul. Probabil ai condus locul, nu mai conduci tu nimic, bradere. O să-l întreb despre tipul ăsta care l-am văzut pe hol, care e el. I saw a man saying Jimmy had lied about the assault. Who was he? It was me. Jimmy had made accusations about the doctor. Okay. Rooms believed him, but I'd heard that story somewhere before. Ci că Jimmy îl acuzase pe doctor, Rose l-a crezut, dar eu nu. Paliviu Pacete, eu trebuie să ies, sper să ne vedem pe live următor. Noapte bună, Nicol, mersi frumos că ai fost pe live. Oricum, s-ar putea nici noi să nu mai stăm foarte, foarte mult, că văd că am avansat puternic, văd că am avansat super puternic cu povestea. Nu mă așteptam să facem așa de multe în doar 2 ore aproape. Și ce să-l mai întreb? Îl întreb despre firul ăsta. What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry it around with him. No idea why. Jimmy obișnuia să-l care după el, nu știu de ce. Îl trebuie spre notiță. Nu știu, deci nu știe despre biletul de la revedere. Și cred că cam atâta pot să-l întreb pe ăsta. O să-l întreb despre batista de sânge, oare? Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I don't know, but it might have had something to do with the doctor. Nu știu, dar cel mai probabil avea ceva de a face cu doctorul. Da, eu știu asta deja. Altceva ce aș putea să-l mai întreb? Despre inel, poate? Who did the wedding ring belong to? A cui era inelul? Probably belongs to Rose. Probabil a lui Rose. Altceva... nu știu ce aș putea să-l mai întreb ăsta. Despre valize? I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Am văzut niște valize într-un chest. A cui erau? Rose. But she never used them. Rose, dar nu le-a folosit niciodată. Cred că cam atât aici. Trebuie să mai găsești și iteme ca să vorbești cu Harvey. Da, pa, asta mă gândeam acum, că nu prea am așa multe chestii ce să-l întreb pe Harvey. Ok, atunci vreau să mă uit și pe oglindă să văd ce-mi zice oglinda. Ia. Ăsta e Dr. Bowes? Etajul 1. Harvey.
Ar fi și cam atât? Trebuie să-mi arate un item ceva. Nu-mi dau seama. Asta e o locație de la etajul 2 ce mi-arată. 100% aia e o locație de la etajul 2. Eu nu știu ce mi-a arătat aici. Habar n-am ce era aia. O să joci Resident Evil 7? Nu o să joc Resident Evil 7. Adică am început 8, nu l-am mai terminat nici pe ăla. 7 nu o să-l joc, e deja mult prea vechi. Nu știu, o fi Jimmy la etajul ăsta? Deci trebuie să mă duc la etajul 1 să rezolv cu Dr. Bowes. Și... nu. Intru înapoi. Eu cred că am auzit ceva. Ia stai să mă uit eu un pic pe vizor. Sir Liviu termină povestea cu Dr. Bowes? Da, asta vreau să fac. Diana a pierdut 6,08 urmări în live-urile. Liviu, mai stai puțin să-l dau pe Lighten jos din top ore. Stai să văd. Deci Lighten e pe locul 9 în top ore, cu 3 ore 25, Angel 3,17 pe 10. Nu! Fugindu-l up. Mamă, dacă nu știam că am auzit ceva. Și n-aveam mâna pe mouse, m-a luat prin surprindere. Ia uite-l. Liviu, rămân fără baterie, deci ne vom vedea mai încolo. Ok, o să ne vedem mai încolo, Challenge Channel. Mersi frumos că ai fost pe live și sper că ți-a plăcut. Hai, nu-mi zic că mă prinde. O ieșit, așa-i? Sunetul ăla a fost ca și cum o ieși, nu cred că a rămas aici. Dar parcă am auzit ceva acum. Mi-e un pic teamă să-i zici. Mara a petrecut 2,5 urmări în live-urile. Ce fac, oare? O să ies afară, nu ieși? Ba, o să ies. Bă, meniul e normal, deci nu cred că sunt în pericol. Nu cred că e Jimmy în baie. Dar știi ce, o să mă uit, ia. Ok, dacă era Jimmy în baie, la faza asta muream, că m-am uitat către ușă. Nu e în baie, o ieșit. Deci nu e aici, o ieșit. Da, o să plec la lift. Sper că-l găsesc. Că e întortocheat și etajul ăsta. Oare pe unde? Măi, Jimmy acolo? I-am văzut fața lui Jimmy acolo? Sau mi s-a părut? Nu știu, mi s-a părut că i-am văzut fața lui Jimmy acolo. Nu era Jimmy acolo. Nu era Jimmy acolo, că e aici. Nu, cameră întunecată, s-ar putea să mor. S-ar putea să fiu mort. Că trebuie să mă bag în baie, n-am dulap aici. Ești rip? Da, s-ar putea să fiu rip. Sper că nu. Ce se uită brother-ul? Nu, ei na. Mi-e frică rău. Oh, nu. Mama, am scăpat. Am scăpat. Nu mă omorât. E cum să mă omoare? Cum vreodată să mă omoare pe mine Jimmy ăsta? Hai să așteptăm un pic să se depărteze și fug la lift. Ok, cred că s-a dus. L-am auzit un pic mai în depărtare. Bun. Liftul? O să fie acolo? Da. Tași! Ia uite-l, mă. Stai, mă prinde? Să nu-mi zici că mă prinde când intru în lift. Etajul 1. Hello! Când vreodată, bă, Jimmy, mă. Bă, dar e înalt ăsta, mă. E înalt Jimmy ăsta de numă. Dar eu nu mai pot. Nu-i, mă, Jimmy, o problemă pentru mine. Etajul 1 la baie trebuie să mă duc. Că aud sunetul de apă. 100%. Jimmy! Aici a scuipat ăsta sânge. Ok. Hai să luăm legătura cu Dr. Bowes. Scuipa sânge pentru că Jimmy
I-a pus în sandwich-ul pe care l-a pregătit pentru el un niște sticlă, dacă nu mă înșel eu. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes. Yes. Sunt Dr. Bowes, da. O să-l întreb despre treaba asta că scuipa sânge în baie. I saw you spitting out blood. What happened? Jimmy mi-a pus sticlă în sandwich. Am păstrat batista de sânge și sticla ca să mă pot duce la poliție, dar mi-am dat seama că i-am subestimat boala lui Jimmy și trebuia să îi măresc tratamentul, să îi grăbesc tratamentul rapid. Ce zicea cineva? O masă servită, încă un client fericit. Da, băi, security. Vomită la sau ce? Scuipa sânge, că eu pus ăsta sticlă în sandwich. O zis că îi face ceva frumos și o băga niște sticlă. Ce fac eu acum? Să mă gândesc. Nu știu exact. Aș vrea să mă uit pe oglindă, dar trebuie să mă duc într-o cameră. Stai să văd ce mi-arată compasul. De fapt nu, ar trebui să-l întreb ceva pe ăsta, cred. Trebuie să-i pun ceva întrebare, mă gândesc. Mă, du-te bradere încoace. Vin înapoi aici. Hai să-l chemăm iară pe ăsta. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes. Yes, I'm Dr. Bowes. Da, sunt Dr. Bowes. Ok. Stai să văd ce să-l întreb oare. Combină medicina cu întâmplarea? Asta cred, zice Dănuț. Hai să vedem că Dănuț știe. Deci, întâmplarea asta și medicamentul ăla, așa-i? Unde-i medicamentul? Uite-l. When you said you needed to step up Jimmy's treatment urgently, does that have something to do with what you said about the diazepam? Cel mai probabil asta era. It wasn't the ideal medication, but it was all I had. Nu era medicamentul ideal, dar era tot ce aveam. He was dangerous. Trebuia să-l tratez rapid, era periculos. Ok. Etajul 2. Deci acum mi-a arătat etajul 2. Așa că o să plec rapid înainte să mă întâlnesc din nou cu Jimmy. Gugu Gaga face Jimmy acum, a? Bun, etajul 2. Livion, treabă-l de scrisoarea aia de goodbye. Da, aia cred că o să fie pentru Rose mai degrabă. Aia cred că o să fie pentru Rose. Hai să văd ce mi-arată compasul ăsta. În partea aialaltă? Ce mi-arată compasul ăsta oare? Ok, hai să luăm pe acolo atunci. Așa? Nu știu dacă am luat-o bine. Ba da. Ba nu? Ba da. Da, aici trebuia să vin, bun. Și aici ce trebuia să fac? Da. This won't hurt, Jimmy. All you have to do is to stand still and stop moving around. Asta nu o să te doară, Jimmy. Tot ce trebuie să faci este să stai pe loc și să nu te mai miști. Ai luat-o bine, da. Rose trebuie întrebată de scrisoare. Bun, hai să vedem. Ups. Poți să intru înăuntru? Da. De fapt, cred că trebuia să vorbesc cu tipul ăsta acolo, dar hai să căutăm iteme prima dată. Am găsit cheie de la scări. Nice. De la etajul 3. Oglindă deja am. Bun, atât aici. Aici pe partea elaltă să luăm itemele și după aia vorbim cu el. Uite imediat pe oglindă. Numai prima oară vreau să văd de iteme. Dacă tot sunt aici. Bun. Ia în chestul ăsta. Crossbow, arbaletă. Ok. Ieșim afară. Vorbim cu Dr. Bowes. Că sigur pot să-l întreb ceva. Așa, ia. Is anyone there? Este cineva acolo? Da. Nu prea-l pot auzi departe.
atunci intru într-o cameră, în care din ele? Hai să intru aici. 113 like-uri, spune Bianca, mersi frumos tuturor, mersi frumos. Bun. Is anyone there? Ești aici, bradere? Iar baleta și omoră-l pe Jimmy? Ok, și aici ne aude prea încet. În camera aia la altă atunci? Ia, poate în camera asta. Intră. Intră în 211, acolo poți vorbi cu el. Asta e 211, da. Ia. Is someone there? Cineva acolo? Hello? Hello? Bun. Hai să-l întreb despre evenimentul ăsta, care l-am văzut acum. Is it Dr. Bose? E Dr. Bose, da. Bun, și acum evenimentul. What were you doing? Te-am văzut cu un cu o siringă vorbind cu Jimmy. Ce făceai? Deci Jimmy nu voia să ia medicamentul, așa că o trebuie să-l fugărească, dar Jimmy i-a zis lui Rose că a folosit violența asupra lui. Altceva oare? Altceva? Hai să mă uit pe oglindă. Instală Rosa pe recut 3.08 urmărind live-urile. Carina, Rebecca, ai dat o îmbrățișare lui Liviu. Ar merge să ai un arrow la crossbow să-l omori pe Jimmy. Bă, ar merge. Da, hai să folosim oglinda. L-am văzut pe Dr. Bose? Ce văd aici? Văd paleta aia de lemn care am găsit-o în inventar, așa-i? Cred că da. Cred că aia am văzut. Paleta de lemn, îl vedem pe Harvey. Bun. Deci paleta de lemn, Harvey. Și pentru Harvey mi-arată ceva locații de la etajul 2, dar deocamdată nu mă interesează Harvey. Deocamdată mă interesează Dr. Bose. Dați-o pe Karma jos din topore, ia uzi. Ok. Hai, bradere. E Dr. Bose? Da. Hai să văd unde e paleta aia. Undeva pe la început, uite-o. Stai. Who does the sword belong to? Mă, n-am apăsat pe sabie. L-am văzut pe Jimmy că se juca cu ea. Am considerat că e periculos. Eu vreau să-l întreb despre paleta asta, dar nu pot, cred că l-am întrebat deja. Atunci o să selectez paleta cu... Poate paleta cu evenimentul ăsta, cu siringa? Ia. When you said Jimmy refused to let you administer his medicine, is that connected to what you said about the wooden paddle? Nu știu ce să zic. Jimmy said I used the paddle to beat him. I would never use violence against a patient. It was ridiculous. But Rose believed him. Deci Jimmy a spus lui Rose. Ne arată un telefon. Și cam atât. Jimmy i-a spus lui Rose că Dr. Bose a folosit bâtaia să-l bată ca să-i dea medicamentul, dar de fapt nu a fost așa. Vei juca Half-Life 1? Liviu, nu. Nu o să joc Half-Life 1. Bun, am văzut telefonul, presupun că trebuie să mă duc la etajul, la parter. Acolo este un telefon, așa-i? Cred. Nu știu, hai să vedem. S-ar putea să da. Mă vreau să... Mă duc rapid să nu dau... Să nu dau de Jimmy. Pe aici, cred. Uite pe acolo. Ok, dar l-am auzit pe ăsta. Cred că era pe holul ăla din stânga mai înainte. Acum ar trebui să mergi la etajul 2 să cauți în toate camerele pentru itemele care urmează. Prima oară mă duc la parter să văd. Ia uite-l. Ce-am zis că l-am auzit acolo în stânga? Eram sigur că l-am auzit în stânga. Eu cred că trebuie să mă duc la telefonul ăla. Dacă tot mi l-a arătat. E Jimmy la etajul ăsta? Da. Bun, hai să vedem telefonul.
Sau nu? Nu trebuia să vin aici. Ba da. I da, trebuia. Never use force like that on a patient, Mrs. Hall. It goes against everything I believe in. You have to understand he's making it all up. Ok. Dr. Bowes încerca să-i zică lui Rose că e un mincinos și inventează tot și nu a folosit violența împotriva lui, numai că Jimmy minte de rupe. Știam că trebuia să vin aici. Acum. Ok, stai să vorbesc cu Dr. Bowes, că trebuie să fie aici spiritul lui. Ia. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes. Oamenii arată foarte real, păi sunt personaje reale, sunt actori, gen nu sunt animații. Sunt actori ăștia, așa ai făcut jocul, de asta e super șmecher. I saw you trying to explain what happened with Jimmy. You seem desperate. Păreai disperat. I was worried that Rose would believe Jimmy. It was a bare-faced lie. But I managed to convince Rose Jimmy was making it up. Ok, am reușit să o conving pe Rose că Jimmy a inventat totul. Și asta. Era un fel de legitimație sau ce mai era așa aia? Mi-a arătat etajul 2 și încă ceva, dar nu știu ce. Abar nu am ce mi-a arătat acolo. Ok, hai să mergem la etajul 2 atunci. Da, sunt actori, gen oamenii din jocul ăsta. Nu vedeți cât de realist, nu să... A venit poliția, era poliția? Nu știu dacă era încă poliția, mai târziu să fie poliția. Da, cred că era scrapbook-ul ăla, cum zice Dănuț. Da, trebuie să mă duc la etajul 2 să găsesc scrapbook-ul ăla. Deci nu era încă poliția, poliția e bea mai încolo. Bine, ai revenit, băi, Liviule. Mersi, Vlad. Liviu, am de citit 10 cărți, 5 filme și 5 basme. Filmele sunt lejer, da? 10 cărți nu prea e lejer. Ok. Fugi! Bă, ce vorbești? Nici bine n-am venit și ăsta era acolo. Și eu din greșeală am apăsat să mă duc înspre el. Bun. Karma, nu trebuie să-mi spui mie ce o să se întâmple în joc doar ca să le dai spoiler celorlalți din chat, pentru că eu deja știu oricum ce o să se întâmple, că eu l-am jucat pe canal și tu la mine l-ai văzut prima dată. Deci nu trebuie să-mi spui ce o să se întâmple, că știu. Deci nu mai da spoilere, că nu-i neapărat să dai. Livi, nu te-am mai văzut din 2016, mamă! Măi, să fie din 2016! Bă, dar nu vine asta peste mine? Chiar văd că nu vine, hai să mă uit în seltar sau ce-o fie aici. Ia. Oglindă deja am, l-am auzit pe Jimmy în distanță, deci nu-i lângă ușa mea. Aici? Pistolul! Ia vezi că am găsit pistolul. Liviu, în 2016 aveai barbă, dar eu mai știu când a început să-mi crească barba. Nu știu. Cred că aș putea ieși. Da. Și să încerc să-mi iau după busolă, că nu știu exact unde trebuie să mă duc. Alo, gara fără mine, iată-l și pe Vladi. Ce ai făcut, bă, Vladi, ai întârziat? Ok, eu cred că trebuie să mă duc tot pe partea aia. Acolo undeva, unde era Jimmy. Dar parcă am auzit ceva. Aici? Da. Cred. Oh, nu aici trebuia să vin? Nu cred că aici trebuia să vin atunci. Trebuie să găsesc într-un seltar scrapbook-ul ăla. Deadlock key de la 220, închide. Oglindă. Și am găsit, nu știu, chestia aia, sârma aia, ce-o fi. La 10 caz dai barba jos? Nu știu. Eu care vreau să plouă, mamă, apropo, doamne, atât de mincinoși sunt ăștia de la Meteo. Băi, cea mai mincinoasă chestie de pe pământ e
Treaba asta de la meteo, frate. Spunea ieri că la mine în oraș trebuia să plouă de la 4 după masa până azi dimineață la 8. Gen, erau șanse de 80% la fiecare oră. Nu a plouat nici măcar un pic. O picurat vreo mai puțin de 10 minute noaptea pe la 3. Astăzi trebuia să plouă din nou de la ora 5 după masa. E deja ora 9:30 și nu a plouat. Și erau șanse de 95%. Cum să zici tu șansă de 95% și să fie minciună? Băi, frate, deci mă terorizează ăștia cu minciunile lor. Eu care abia aștept să plouă și văd numai caniculă. Ok, o să ies de aici. Pe aici nu pot să iau, așa-i? Ba da. Ia vezi că am uitat că pot să iau pe aici. Am găsit cheia apa. Ia uite-o, clownul ăla acolo jos. Ok. Am găsit cheia aparent. N-am știut. Pot să deschid asta? Stai să văd. Am cheie. Vreau să văd doar cheile. Ia. Deci cheia de la store room. Ia. Cred că pot. Bun, am deschis-o. Perfect. Bine că am deschis ușa asta. Că practic îmi permite să merg... să călătoresc foarte mult. De pe o parte alta a etajului. Undeva aici, cred că... ar vrea busul ăla să mă ducă la camera asta? Nu, dar vreau să caut înăuntru totuși. Să văd ce iteme sunt. Acum 2 zile la tine în oraș n-a plouat foarte tare? Nope, n-a plouat deloc foarte tare la mine în oraș. Cu toate că trebuia să plouă de 3 zile, tot zice că plouă, că e furtună, că nu știu ce. O minciună. O minciună. Ies locul 10 topore, spune Install Rose. Hai să ieșim. Nu a fost niciun item aici, așa-i? La 10K faci belly flop pe PC? Habar n-am ce înseamnă aia, sincer să fiu. Mă, ce-i cu busola asta? Că nu pot să-mi dau seama nici cum unde vrea să mă duc aici. Nu-i nici aici. Nu-i nici aici, dar vreau să mă uit după iteme. Ia. Găsit un deadlock de la 214. Un dagger, deci nu-i sabia, ci ăsta-i un dagger, ok. De fapt, e o chestie de deschis scrisori. De fapt, hai să mai mă uit un pic. Încă sunt, dar mă joc Minecraft, spune Alex. Ok. Belly flop, adică să sari pe burtă, pe calculator. Belly flop pe PC, ai zis. M-am întors, bine ai revenit, gift the best. Ok, știi ce? Hai să o luăm înapoi în partea asta. Că nu înțeleg unde trebuie să mă duc. Dacă sunt aici, nu mi-apare busola. Dacă ies de aici, o să mi-apară busola, cred. Și ce mi-arată busola? Deci eu sunt aici, ce mi-arată busola? Nu știe busola ce să mi-arate, e pierdută, se învârte aiurea. Dacă intru aici nu-i nimic, e doar... Mamă, ce beznă-i aici! Nu știu ce trebuie să fac. Ia uite clown! Mamă, ce clown este acolo! Hai să vi-l arăt. Voi vedeți clownul ăla? Bă, frate, dar cine pune așa poze în tablouri într-un hotel? Mă duc înapoi încoace. Mara, pe cu 2,75 urmări în live-urile. Bună seara, am revenit cu mare drag. Salut, Amalia. Le vedute în camera 216. Hai să mă gândesc, unde o fi 216? Pe partea asta? Nu. Aici o să fie 215, 214. Asta e 216, dar am fost mai înainte și nu s-a întâmplat nimic aici. Am fost, m-am uitat, dar nu s-a întâmplat nimic. Ia, mă învârt, n-apare nimic. Eventual dacă mă bag în dulap și ies. Ok, nu. Nu este nimic nici aici. Și m-am uitat aici și nu era itemul ăla. Da. Dacă mă bag în... De fapt... ok, oprește asta că nu o să fie nimeni, că e gălăgie. Ah. I think we should start again, don't you?
Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Bă, ce șustă, mă! Bă, ce șustă, și-a mai fost odată, a mai fost odată în camera asta și doar din cauza că nu m-am întors, nu mi-au activat evenimentul. Și era să plec din nou. M-am întors așa dintr-o... Nici nu voiam să mă întorc. Voiam pur și simplu să mă uit pe la iteme, nu știu ce voiam să fac. M-am întors din greșeală. Și deci l-am văzut pe Dr. Bowes, care îi zicea lui Jimmy să înceapă totul de la început, că ori început-o cu stângul și... Ce-ar fi de data asta să faci ceea ce spun eu, cică? Ok, hai să vorbim cu Dr. Bowes. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes? Da. Ar trebui, da. Yes, it's me. Da, sunt eu. Ok, o să-l întreb despre evenimentul ăsta pe care l-am văzut. I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. What were you doing? Salut, spune șoferul, salut șoferule. I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Instead, he just made up another lie. Only this one was much worse. The worst. Deci, Dr. Bowes a crezut că dacă l-a prins pe Jimmy mințind, ăsta o să se schimbe, dar de fapt ăsta a început să mintă și mai tare. O minciună mai gravă o băgat. Ce minciună oare? Vreau să-l întreb despre daggerul ăsta. Who does the dagger belong to? A cui a fost daggerul? I don't know. Nu știu. Mâine faci live? Fac live o zi da, o zi nu. Deci dacă am făcut azi, mâine nu fac. O să fac poi mâine. Ăsta e programul. O zi da, o zi nu. Sunt o scândură, spune scândură. Măi să fie. Who does the gun belong to? A cui este pistolul? Ăsta e lui Harvey, cred. Da, uite. Era lui Harvey, nu-mi plăcea să știu că e aici în hotel. O să-l întreb despre sârma asta, nu știu ce-o fi. I-am legat împreună, era un experiment. Stai, pe cine-o legat? I-am legat împreună, era un experiment. Ok, i-am legat împreună, era un experiment. O să-l întreb de crossbow. Where was the crossbow from? De unde era crossbow-ul? Hotelul obișnuia să aibă o expoziție de arme vechi, cică. Pe el și sfoara l-o legată. Bun. Folosește oglinda, poate îți dă un hint. La scrapbook, da. Hai să văd dacă mai am ceva pe aici, dar nu cred că mai am. Notiția de la revedere, poate? Who wrote the note that says goodbye? Nu știe. Ok, cred că cam atâta. Hai să folosesc oglinda acum, să văd dacă îmi zice de scrapbook. Așa. Îl vedem pe Dr. Bowes. Mă, ce e locația asta aici? Că nu-mi dau seama. Harvey, dar cu Harvey, pe Harvey încă nu mă interesează de el. Vreau să termin cu Dr. Bowes, dar nu înțeleg ce locația aia. Undeva de la etajul 2, cred. Deci, locația asta e la amândoi, și la Harvey și la Dr. Bowes. Ok, deci văd un tablou, dar e greu să-mi dau seama, știu că e etajul 2 totuși. Hai să mă pun să caut locația aia, dacă pot să-mi aduc aminte. Bun, hai să mă uit un pic pe vizor. Unde e caracatița? Vezi, poate te atacă. Uite aici e caracatița. Uite aici e caracatița. Stai să o pun pe partea fericită. Cât costă jocul? Nu mi-aduc aminte. L-am cumpărat de mult când l-am postat pe canal prima dată. Nu mai știu cât era. Habar n-am. Dar cred că nu era scump. Cred că era vreo 12 euro sau ceva de genul. Bun. Hai să ieșim. Și mă pun să caut zona aia altceva. Nu știu ce aș putea să fac. Stai un pic. Nu seamănă? Nu seamănă cu zona asta? Da, nu e asta. Ok, zona asta era alt tablou. Deci nu e asta. Încolo ce avem? Pe stânga sau dreapta? Hai să vedem aici ce e mai întunecat. Ok, mă duc dincolo. Asta era. Ba nu. Nu era asta. Ok, da, clar nu era aici.
O să iau pe partea aia altă atunci. Ia uite, că 12,49 costă, zice Mr. Sol. Ia aici ce este. Nu o să mă duc acolo. Arată cam urât zona aia. Pe aici? Poate că da? Ok, l-am auzit pe Jimmy, nu știu unde, undeva în spate, așa că o să mă bag în camera asta. Deci l-am auzit undeva în spate pe Jimmy, am auzit un pas, un singur pas. Și o să treacă pe aici cu siguranță. Și cred că era chiar acolo în stânga unde voiam eu să mă duc. Și dacă mă duceam, mă prindea. Așteptăm un pic să vedem dacă am avut dreptate. Am venit, spune Eric. Am dat 4 euro pe NordVPN și mi-am luat țeaca. La ce te așteptai? L-am auzit și eu? A, dar văd că nu se arată. Hai să mă uit în Seltar să văd dacă este ceva aici. Ok, e destul de aproape. Destul de aproape. Am auzit ce ar trebui să fie ăsta, mă, hitter-ul ăla, cum îi ziceam. Liviu, vreau să-mi iei nitro. E bine să vrei, ce pot eu să zic și ce vrei eu să fac? Doar nu te aștepți că așa funcționează treaba. Ia uite clownul, ia uite clownul. E aproape? Oh nu, e cam aproape brother-ul și e acolo unde vreau eu să mă duc. Dar ce mi-arată busola? Uitați-vă frate ce mi-arată busola, mi-arată ceva aici. Ok, o să mă duc aici unde s-ar... Pa, nu vreau să mor, dar s-ar putea să mor. N-am murit. Uite, asta e zona, asta e zona. Asta e zona. Era tabloul ăsta. Aici trebuia să vin. 100% aici trebuia să vin. Recunosc zona, recunosc tabloul. Aici ar trebui să fie ceva. Aici este un compas, dar am deja. Ok. Mamă! Un compas și pe o parte și pe alta. Deci este un compas și acolo și acolo. Ok. Probabil camera cealaltă. Hai să mă uit un pic pe vizor că nu vreau să mor. Pleacă că e Jimmy, e Jimmy. Busola ți arată unde e Dr. Bowes? Ah, da. Uitasem. Okay. Aici trebuie să fie. Dacă nu e aici, e la ușa dinainte, gen pe lângă care am trecut. La 220, cred. Ia uite mă, screbook-ul. Bun. Deci aici trebuia să vin. Bine că am recunoscut tabloul ăla. Deci am găsit screbook-ul. Aici, un deadlock, key. Și cam atât. Ce fac acum? Acum trebuie să vorbesc cu Dr. Bowes. Dar unde era Dr. Bowes? Că am uitat complet. Să-mi aduc pe busola, o să nebunesc cu busola. Uite-te să vezi dacă e Jimmy. Hai să stau pe vizor un pic. Cu el pe Jimmy în camera. Aș încuia dacă aș avea ocazia. Hei, nu-mi furați locul 10 în top ore. Eu trebuie să mă duc, nu-mi furați locul 10, spune Instaloroz. Ok. Să mă uit un pic. De fapt, nu mă uit pe oglindă că o să-mi arate același lucruri. Bun, hai să mă gândesc cum fac. O să mă iau după busolă. Dar vreau să mă uit și în 221 să dacă este ceva item. Ca să nu trebuiască să mă întorc mai târziu. Ia. Găsit un de la store room. Ok. Și oglindă avem deja. Puh. Camera 216. Da, camera 216. Numai până găsesc chiar camera 216. Aici o să ajung la lift, dar eu cred că am auzit ceva în spatele meu.
Sau poate mi s-o prud. Ok, pe aici cred că o să fie camera 216. O să bag un pic viteză. Bradere. Bradere, că m-am speriat de tine. E, dacă vine mă bag în dulap, nu-mi baie. Nu. Mamă, Liviuțu spune Marius, Liviuțu, ia uzi. Mai e multe evenimente cu Dr. Bowes? Mai sunt câteva. Da. Să mă gândesc un pic. Iară n-o veni să se uite în dulap. Dar nu-i în baie. Nu-i în baie pentru că meniul e normal. Mamă, Răzvan! Mamă, Răzvan cu 10 ron în super chat. Mersi frumos, Răzvane, mersi frumos pentru donație. Ia uite ce emojiuri o băga Răzvan acolo. Mersi frumos, Răzvan, pentru donație, mersi mult. Mamă, mersi, Răzvane. Stai să mă gândesc. Deci nu-i meniul roșu, nu-i în baie. Aș fi murit dacă era, dacă era în baie, că m-ar fi luat acum. Dar deci nu-i în baie. Ia uite-l și pe helper bot în chat. Ok, mersi frumos, Răzvan. Faci foculețe pe Snap? Da, eu fac focuri de mult pe Snap, dar eu nu vă mai dau Snap-ul meu. Deci mai de mult am dat Snap-ul meu pe live-uri și am zis: adăugați-mă dacă faceți focuri pe Snap. Erau persoane care îmi trimiteau un Snap și nu mai trimiteau un veci după aia. Mă întrebau, faci focuri? Zic, da. Trimiteau un Snap și nu mai trimis în veci. Mersi, Răzvan. Revenea la aia forță, da, Marius. Bun, hai să mă gândesc. Trebuie să ajung la 216. Acum nu mai știu unde e 216. Trebuia să mă uit pe vizor înainte să ies. Nu să ies așa random. Nu cred că e acolo. Răzvan! Încă 5 ron în super chat. Mamă, Răzvane. Răzvane, tu ești ceva mafiot? Tu ești ceva mafiot, Răzvane? De umbli cu bani de ăștia mulți. Mersi frumos, Răzvan, mersi frumos. Ok, hai să mă gândesc. Aici! M-am speriat! M-am speriat de donația lui Răzvan. Mersi, Răzvan, m-am speriat. Uite aici, 216. Ok, mersi frumos, Răzvan. Unii te sunau în timpul live-ului? Te-am pe Snap și de 3 săptămâni nu le-ai deschis? Eu nu deschid Snap-uri de câțiva ani în mod normal, dar acum am mai deschis câteva zilele astea. Dar nu trebuie să deschizi Snap-uri ca să faci focuri, trebuie doar să trimiți. Încă 5 ron de la Răzvan. Băi, Răzvan, e fenomenal. Mersi frumos, Răzvan, mersi mult. Ok, aici e Dr. Bowes. Și trebuie să-l întreb despre scrapbook-ul ăla, așa-i? Ups, deschide. Mamă, fenomenal. Hello? Știi prea bine ce va face Dr. Bowes cu sârma? Da, Dănuț, știu prea bine ce va face Dr. Bowes cu sârma. Hai să-l întrebăm despre scrapbook. Is it Dr. Bowes? Salut, Ioana, bine ai venit pe live. I'm Dr. Bowes, yes. Sunt Dr. Bowes, da. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Cine a făcut scrapbook-ul? Jimmy l-a făcut. It was a warning. I should have seen it coming. Era o avertizare și trebuia să văd asta, venind. Da. Despre sârmă l-am întrebat. Poate sârma are ceva de a face cu scrapbook-ul, dar nu se poate. Eventual așa, adaug scrapbook-ul și adaug minciuna lui Jimmy. Asta trebuie să fie. You said Jimmy made up another lie about you, a much worse lie. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Ai spus că Jimmy a spus o minciună mult mai mare. Ok. Și acum vine poliția. Ok. Deci Jimmy l-a acuzat pe Dr. Bowes despre o întâmplare care a citit-o el într-un ziar, care de fapt era o minciună.
pot primi moderator. Răzvan, moderatorul se primește destul de ușor la noi pe canal. Pur și simplu trebuie să fii activ pe live-uri și dacă ești pe locul 1 în topore lunar, primești moderator. Așa am dat la toată lumea până acum. Luna asta nu știu dacă o să dau, o să văd. Dar orele se resetează oricum lunar, deci toată lumea are șanse. Dacă stați pe live, primiți mod. Cam așa funcționează. Screbook și întâmplarea, DAP. Liviu, mai vreau jocul ăla de desenat, o să-l mai jucăm. Bun. Bagi și tu FNAF cândva, întreabă Marius? Nu știu. Nu știu ce să zic, am mai jucat noi pe live mai de mult și nu prea... Parcă nu prea e FNAF-ul așa de mine. Dar poate că o să mai încercăm. Ok, hai să ieșim de aici. Joacă Gartic că e mai mișto decât Scribble. O să jucăm și Gartic. Ok, vreau să iau pe aici. Cam impresia că Jimmy era undeva pe partea asta. Și știu că nu o să treacă pe aici prin store room. Și trebuie să ajung la... La lift. La lift ca să mă duc jos la partea. Ia uite clownul. Mă place? Sper. Acum trebuie să mergi la ground floor, da. Uite, aici e liftul. Asta dacă nu e și Jimmy aici, noi. Tup, 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 tup. O să jucăm și Gartic, dacă e mișto. N-am ce să zic, a fost mișto când am jucat pe Discord. Apropo, dacă încă nu sunteți pe serverul nostru de Discord, aveți link în descriere dacă aveți cont să intrați. Că mai jucăm acolo Gartic, mai jucăm Scribble câteodată seara. Acolo am jucat prima dată Scribble și Gartic cu voi, unii dintre voi. Ok. Se aude o bătaie. Se aude o bătaie și busola îmi indică sala de jocuri. S-a luminat sala asta de bal. Că nu era luminată până acum. Mamă, Răzvan! Mamă! Băi, Răzvane! E poliția Mr. Bowes, trebuie să veniți cu noi la secție. Deci, Dr. Bowes se ascunde aici de poliție, s-o baricadat. Mamă, Răzvan, 50 de lei în super chat. Hitul României, îi spune Mr. Sol. Răzvan se numește hitul României, a? Bă, Răzvane, mersi mult, Răzvan. Mersi foarte mult, Răzvan, pentru donație. Mersi mult. Oh, yeah. Ia uite-l pe Răzvan, acum au venit și notificarea. Mamă, Răzvan, mersi mult. Deci, Dr. Bowes s-a baricadat în camera asta și se ascundea de poliție. Și poliția bătea la ușă. Dr. Bowes trebuie să vii cu noi la secție, pentru că în memoria lui Lia i-auzi pe sărfezenii. Mersi frumos, Răzvan. Ok. Mă, dar parcă vocea lui Amy seamănă cu o fetiță de 4-5 ani? Nu chiar, că... Na. Hai să vorbim un pic cu Dr. Bowes, să vedem care a fost faza aici. Este Dr. Bowes? Este Dr. Bowes? Mamă, Răzvan ăsta. Da, sunt Dr. Bowes. Ok, o să-l întrebăm despre chestia asta că se ascundea în camera asta de poliție. Rose m-a raportat la poliție. Nu aveam... Da. Cu toții știm ce urmează să se întâmple aici dacă o zis asta. Deși că din cauza lui Jimmy care a inventat minciuni, Rose o suna la poliție, nu mai aveam carieră, nu mai aveam viitor și am decis să îmi iau viața în mâini. Ok, știu ce trebuie să fac. Întâmplarea asta cu sârma... A vrut el să-și ia viața în mâini. When you said you decided to take control once and for all. Să ia controlul. Does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? I experimented with the washing line, but it was too thick. I found some rope instead. I still had my keys to the hotel, so I crept in one night while I was on bail. Nasoală treaba asta, ne arată liftul. Și lower ground basement-ul. Da, știu ce am de făcut. 121 de aprecieri, spune Bianca. Mersi frumos, mersi frumos tuturor, prieteni. Salut, Alin Chirilă, bine ai venit pe live. Mamă, Răzvane, deci mersi încă o dată, Răzvane.
Deci, ci că zicea Dr. Bowes că o încercat prima dată cu sârma, dar a fost prea subțire și după aia a găsit o funie. Ok, hai să coborăm în basement, ca asta ne spunea. Să coborăm jos. Ok, am coborât jos. Și aici... aici trebuie să vin aici, dacă nu mă înșel. După aceea să mă uit așa. Da. Ok. Mă înspăimântă locul ăsta, spune Erica. Mai ai mult din joc? Să știi că nu. Să știi că am cam progresat mai mult decât mă așteptam. Eu mă gândeam că o să ajung în vreo 5 ore unde am ajuns noi acum. Și tocmai ce l-am văzut pe Dr. Bowes că s-a spânzurat, practic o legat, s-a legat cu funia de gât și capătul celălalt l-a pus în lift și când liftul a fost chemat sus, oh, surpriză. Hai să vorbim cu el. Is it Dr. Bowes? Este Dr. Bowes? Sunt Dr. Bowes. Ok, hai să le întrebăm de evenimentul ăsta. I saw you tying a rope around your neck. You killed yourself. Why? I'd had enough. There was no going back. Mi-a ajuns. Mi-a ajuns, nu mai puteam să merg înapoi, viața mea a fost terminată. Da. Trist, trist, trist. Și acum ne arată scena. Ok, ne arată scena. Ne arată scena de la parter. Ai completat povestea lui Dr. Bowes. Mamă, mamă, mamă. Liviu, trebuie să plec, pa! Pa, Răzvane, mersi frumos că ai fost pe live, mersi frumos pentru donații și sper că ți-a plăcut live-ul. Oricum, nu știu, cred că cam aici terminăm și noi live-ul. Deja am completat două povești și mai avem... stai să văd că îmi zice cât mai am din joc, ia. Am completat 41% din story. Aveți și voi acolo sus. 41% din story. Să mă gândesc. Mai avem aproximativ jumate, că partea de la final se duce foarte repede. Nu, nu, nu. Mai jucăm Gartic așa de final? Nu, nu. Pe live-ul ăsta joc doar jocul ăsta, ca așa am zis. Mai e puțin? Bă, noi în deci practic am jucat jocul, suntem live de 2 ore și 44 și am început după vreo 10-15 minute, spunem 2 ore jumate și am terminat rapid cu povestea lui Amy și a lui Dr. Bowes. Dar nu știu când să mai jucăm, gen, dacă nu mai mă joc acum, când mai mă joc jocul ăsta? Când vreți să mai facem live cu jocul ăsta? Să ne gândim, hai să facem și următorul eveniment până îmi spuneți voi încet, ok? Mergem acolo la sus, la parter, la scenă. Și spuneți-mi încet când vreți să mai fac live cu jocul ăsta. Facem duminică sau facem săptămâna viitoare, vinerea viitoare sau cum facem? Aș putea să fac și duminică, că mâine nu fac live, dar mai fac duminică. Nu știu, cum vreți voi. Parter. Cât mai durează live-ul, nu știu. Da, vineri, săptămâna viitoare, duminică, luni. Aș putea face și luni, gen duminică jucăm altceva să ne mai relaxăm și după aia luni să continuăm cu povestea jocului, nu știu. Abar n-am cum să fac. O să vă... trebuie să ajungem aici în sala de evenimente. Eventual o să vă mai întreb pe Discord, mai vorbim acolo, nu știu. Trebuia să vin, parcă... nu mai știu exact. Aici? Nu știți cum facem. Nu începem evenimentul ăsta, că deja evenimentul ăsta o să aibă legătură cu următorul personaj. Atunci îl începem direct pe live-ul următor. Următorul personaj. Că acum clar nu-l terminăm, că e lung. Da, luni, fă. Marți. Eu plec pe maniacilor. Oricum, Mara acum a antrenat și noi cu jocul. Deci, mersi, Mara, că ai fost pe live. Da, da, ieri.
Hai să mă gândesc, nu știu cum să facem. Mă, mi-o salvat jocul. Ia uite, stai să-i dau save. Așa, o salvat, da? Bun. Cum hai să ieșim? O, mamă. O, mamă. Inițial mă gândeam să fac un live mai lung astăzi, pentru că eu am crezut că o să dureze mult mai mult, dar am progresat super, super rapid. De ce nu merge muzicuța? Muzică! Vreau să pun o muzicuță pe fundal și nu merge muzică. Rog frumos să pornești. Să ascultăm și noi ceva. Muzică? Așa. Dacă vreau altă muzică, ca asta nu prea mă impresionează. Ok. Puuu, mamă. Mai vrem? Nu-l mai țin acum, că sincer să fiu, mă obosit că am jucat atâta. Am revenit și am pierdut. Oh, Denise. Ai revenit la final de live, deci ai cam pierdut. Mai posează 60 seconds? Cum am zis, ori de săptămâna următoare, ori de după săptămâna următoare o să încep să postez și din nou episoade în zilele în care nu fac live. Gen, o zi live, o zi episod, o zi live, o zi episod și tot așa. O să vedem. Sirena? Nu știu unde e sirena prin ocean. Liviu, duminică desenăm? Am putea desena duminică. Eventual, o să vă pun un stropul mâine sau poimâine să vă întreb când... De fapt, mâine cel mai probabil, să vă întreb când vreți să mai fac live cu Dead of Night și când... O să votați voi, atunci o să fac. Și duminică probabil jucăm ceva mai relaxant, poate desenăm împreună sau ceva Scribble, nu știu, o să vedem. Sau Gartic Phone. Ok, hai că eu ies pe Aliviu, mersi Dănuțe pentru ajutor în seara asta. Că m-ai scutit de câteva drumuri aiurea acolo prin hotel. O seară bună în continuare. Sirena e ocupată, îl omoară pe Focus, i-auzi pe Mr. Sol. Roblox? Roblox, vreți voi duminică? S-ar putea să pun stropul și în legătură cu asta ce să jucăm duminică pe live. Desenăm ca la grădi. Neața noapte, spune Nova. Bun. Saul, spune Milchiro. Mamă, Milchiro, acum la final ai venit. După aproape 3 ore. Liviu Caracatița. Hai să punem Caracatița. De fapt, hai să vă arăt. Uite Caracatița. Mamă, ce speriat a fost Caracatița de Jimmy. Toată o tremurat aici pe birou, că am văzut-o cum tremura. Ok. Hai să o pun aici. Ok. Caracatița se uită la voi toți. Scuze, am fost la antrenament, nu-i nimic, Milchiro, oricum live-ul ăsta o să-l las pe YouTube, deci cine vrea să se uite la reluare, o să fie live-ul acolo să vă uitați. Se vede în activity-ul meu de la Discord că mă uit la live-ul tău. Mamă, ce tare, serios? Ia să văd, că-s curios dacă se vede. Da, mă, se vede, mamă, ce tare, mi-a căzut Caracatița. Caracatița, stai acolo. Nu pica, așa. Ce să mai zic? A scăpat Liviu din închisoare? Liviu Dragnea PSD? O ieși din închisoare? Serios? O ieși Liviu Dragnea din închisoare? Măi, să fie. O sta ceva. Mi-a luat tastatură nouă, mă bucur, Milky. Eu m-am uitat la live mâncând înghețată, spune Lea. Mașmalandră? Nu știu ce aia mașmalandră. Ce aia mașmalandră? N-am mai auzit. Mamă, ia uite-l pe Răzvan. Sus! Sas, încă 10 lei în super ce m-am Răzvan ăsta în seara asta. Mersi frumos, Răzvane. Mamă, nebunie cu Răzvan în seara asta. Mersi frumos, Răzvan, pentru încă o donație. Nu se mai oprește Răzvan. Răzvan YouTube PSD, spune Mr. Sol. Mâine plec, unde pleci, Farmi? O să te mai joci Among Us? Da, o să mai jucăm la un moment dat, să ne mai ducem și noi așa minte de el. Titul Europei, Răzvan, ia auzi. Care-i treaba cu plaja de la Mamaia? Nu știu care-i treaba cu plaja de la Mamaia. Ori stricat-o, că ori pus nisip tare, scoici, nu știu. Mă mai știi, da, Lucian, nu mi-aduc aminte de tine. Liviu, ai postat vreodată pe acest canal Phasmophobia? Am jucat pe un live Phasmophobia, dar de mult tare, dar n-am jucat mult, când făcea streamlabs-ul figuri. Am rezolvat problema aia. O să mai joc la un moment dat. O să vină și data viitoare donațiile, le auzi pe Răzvan. Încă o dată, mersi frumos, Răzvan, pentru donațiile de astăzi. Și cum ți-am zis, dacă ai cont de Discord și intri pe serverul nostru care l-ai în descriere și ți-ai cumpărat membru și îți asociezi din Discord contul cu contul de YouTube, o să primești gradul special de membru.
Aveți server de Discord în descriere dacă vreți să intrați. Mai vorbim, ne mai jucăm seara câteodată Scribble sau Gartic Phone acolo pe chat toți. Liviu, hai pe Fortnite. Da, Bianca. Uite cum de nu m-am gândit să vin chiar acum pe Fortnite după ce termin live-ul, mă bag pe ascuns. Fiți atenți, mă loghez acolo pe Epic Games, mă pun pe offline, pe Discord, pe Epic, peste tot să nu mă vadă nimeni și mă joc Fortnite pe ascuns. Mă joc Fortnite pe ascuns. Liviu, hai pe Among. Eu mă joc acum Among. Ăla nu este nisip, este direct ciment la mama aia, spune security. Dup, 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 dup. Bun. Duo, ce duo? Eu nu o să mă joc Fortnite în viața mea. Te joci duo, măi, nu o să mă joc Fortnite în viața mea. Cât trăiesc, nici dacă ar fi, dacă s-ar desfința toate jocurile, dacă ar dispărea de pe market acum toate jocurile și ar rămâne numai Fortnite, nu m-a juca. Nu m-a juca Fortnite. Eu care mă joc Fortnite, eu-s pe karma. Salut Maxim, bine ai venit pe live, numai că ai venit cam la final. Cam la final. Seară faină, la fel și ție, Ioana. Mai e mult din live? Nu, ne-am jucat vreo 2 ore și 40. Deja suntem live de 2 ore 51 de minute, 2 ore 52. Cam atât. O să fie și ne vedem duminică la un nou live, tot pe la 7, ca de obicei. Să le vede ce minți, tu te-ai jucat Fortnite 5. Ia uite-l pe Among Us Drip, știi adevărul. Hai pe Gartic, nu cred că mă joc acum Gartic. Alex Game YouTube a petrecut 3,17 ore urmărind live-urile. Vreau și eu să mă joc, dar am primit bani pe server. Tu ai primit bani pe server că ai fost prea toxică de prea multe ori. Uite-te pe Steam să căutăm jocuri, dar nu prea sunt, cine știe ce jocuri acum. O să se lanseze niște jocuri noi în viitor apropiat, dar nu deocamdată. Niște jocuri șmechere, vreau să zic. Alex Feșteu a petrecut 3,25 urmărind live-urile. Bun. Mă duc să beau suc, spune-le-a, când mai faci live duminică la ora 7. Deci programul meu de live-uri, cum am mai spus, e o zi da, o zi nu. O zi fac live, o zi nu, o zi da, una nu. De la 7 seara, între 7 și 8 o să încep live-urile mereu. Mai întârzi acum 10-15 minute câteodată. Bun. Liviu, am plugin să văd ce te joci cu adevărat. Și de fiecare dată când ești online, ești pe Fortnite, rușine. Ia uite-l cum m-o prins. Ia uite-l cum m-o prins. Bun. Prietenii mei de pe YouTube, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în seara asta pe live. Eu nu sper că v-a plăcut. Am strâns și 124 de aprecieri. Vă mulțumesc mult tuturor pentru aprecieri, un număr foarte mare. Liviu, uite-te la seriale turcești? Nu. Cum am spus, aveți server de Discord în descriere dacă doriți să intrați, mai vorbim, ne mai jucăm, mai una alta, mai postez anunțuri de multe ori acolo. Apropo, de acum o să fiu mult mai activ și pe secțiunea de comunitate de pe YouTube, o să mai pun acolo postări, am pus în fiecare zi până acum, cred. Deci, na. Mai verificat și secțiunea aia. Și presupun că ne vedem duminică de la între ora undeva 7 și 8 și nu știu ce ne jucăm. O să vă mai întreb pe voi pe Discord probabil sau o să vă pun un stropul la comunitate mâine. Să votați ce jucăm duminică pe live. Bun. Joci telefonul fără fir? O să jucăm. Dacă te referi la Gartic Phone, o să jucăm. Dar nu știu, cândva pe un live o să jucăm. Uite-te la Hairkai, da, sigur că o să mă uit la Hairkai. Bun. Un live super tare, mersi frumos, Bianca, mă bucur că ți-a plăcut. Bun. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați fost pe live. Eu nu sper că v-a plăcut și, cum am spus, ne vedem duminică la un nou live. Server de Discord în descriere. Vă mulțumesc că ați fost pe live. Sper că v-a plăcut încă o dată pentru a 1000 oară. Ne vedem data viitoare. V-am pupat pe toți. O seară bună în continuare tuturor. Baftă la jocuri. Pa, pa.